Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Am alături de mine în această seară pe Mihaela Tatu, realizator de televiziune și trainer în comunicare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara ție și celor care ne urmăresc. Sunteți, fără doar și poate, de 3 ori femeie. La 30 de ani ați intrat în radio, la 40 de ani erați celebră în televiziune, iar la 50 de ani ați avut puterea să vă schimbați din nou viața, devenind trainer în comunicare. Sunteți omul de televiziune pentru care nu au existat subiecte tabu, ceea ce v-a și adus succesul pe micile ecrane. Nu ați fost scutită de frământări, accidente sau depresii, dar ați găsit vindecare pentru toate și cu ajutorul călătoriilor spirituale pe care le-ați făcut. În plan personal, sunteți divorțată și aveți o fiică. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să aflăm cum sunteți cu adevărat și dacă viața dumneavoastră bate filmul. Aștept întrebările. Începem. Pe 14 februarie 2001, pe un post care se adresa publicului feminin, ați devenit gazda emisiunii De 3 ori femeie, care s-a bucurat de un succes enorm. Timp de 5 ani a fost producția cu cea mai mare audiență a postului respectiv. Vă întreceați în notorietate cu Mihaela Rădulescu, Andreea Marin sau Teo Trandafir, iar în 2006 ați primit premiul VIP pentru mass media. Oamenii au început să vă strige pe stradă, uite-o pe aia de la De 3 ori femeie. Despre această emisiune, dumneavoastră ați spus, vă citez, De 3 ori femeie a fost însăși viața mea. Acel De 3 ori femeie eram eu însă. Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru Mihaela Tatu să fie De 3 ori femeie. Urmează întrebarea. E greu să fii De 3 ori femeie? Nu știu. Pentru că nu stau să mă gândesc. Dacă îmi puneai această întrebare în urmă cu vreo 20 de ani, probabil că îți dădeam o explicație din asta sofisticată și stufoasă, pentru că așa era ființa și mintea mea atunci. Acum, în acest moment al existenței, pot să spun doar că este important să fii femeie și să manifesti ceea ce ești. Să lași deoparte manifestările masculine care schimbă datul și firescul tău, ce ți este dat să fii. Și în ceea ce înseamnă manifestarea energiei feminine, intră tot. Și putere, și iubire, și compasiune, și tandrețe, răbdare, diplomație, înțelegere, echilibru. Tot. În concluzie, nu știu dacă e ușor sau greu. Cred că e destul de complicat și complex să fii femeie, cu majuscule și cu trei linii roșii. Mulțumesc. V-ați născut pe 7 aprilie 1963 în zodia Berbecului. Despre acești nativi se spune că au o energie debordantă, poftă de viață, simțul umorului bine dezvoltat, dar că dau dovadă și de multă încăpățânare. Dumneavoastră vă considerați o demnă reprezentantă a zodiei și v-ați caracterizat așa. Veselie cât 10, acțiune cât 100 și energie cât 1000 la un loc. Nu e ușor să stai cu un taifun sau cu o locomotivă ca mine în casă. Am fost lăsată de către creator cu energie mai multă decât a unui om obișnuit, ceea ce a fost și bine și mai puțin bine. Nu există nu pot dacă nu încercăm mai întâi. Bineînțeles că am și dat cu capul de sus de nenumărate ori. Urmează întrebarea. Câte cucuie are Mihaela Tatu? Oho! De asta sunt cum sunt acum, pentru că mi-am permis să greșesc, mi-am asumat greșelile, însă n-am trecut peste ele, ci am trecut prin ele. Pentru că în momentul în care treci printr-o situație și nu înveți nimic, înseamnă că ți faci umbră pământului degeaba. Exista o vorbă, intri bou și ești joacă. Ar fi bine ca în viețile noastre să intrăm niște ființe curate, așa ca o coală albă de hârtie, pentru că nu ducem cu noi nimic, nici nimic nu ducem cu noi. Ne ducem pe noi niște spirite evoluate și învățate dacă vrem. În concluzie, am cucuie multe pentru că mi le-am permis, pentru că am învățat din ele și pentru că dacă sunt acum ceea ce sunt și sunt model pentru mine și pentru fiica mea și pentru cei din jurul meu, este pentru că le am. Însă, repet, am învățat din ele și asta e foarte important.
și le mai aștept. Mulțumesc. Mama dumneavoastră s-a născut în 1920 într-o familie care i-a oferit o educație aleasă, dar severă. Elevă la pension, a învățat acolo regulile rigide ale societății din acele vremuri. S-a măritat, dar în timpul celui de-al doilea război mondial a rămas văduvă. Apoi, la 34 de ani, l-a cunoscut pe tatăl dumneavoastră, iar 9 ani mai târziu, pe când avea 43 de ani, v-a adus pe lume. Mama v-a crescut conform educației stricte pe care o primise. Vă îmbrăca în rochițe fără buzunare pentru a vă obișnui cu o atitudine cât mai feminină. V-a învățat bunele maniere, dar și să știți să gătiți și să coaseți, activități care nu vă erau tocmai pe plac, mai ales că erați o fetiță zvăpăiată și plină de energie. Despre ea ați spus așa: mama a fost un pic mai speriată și a fost o mamă zbir. Nici ea nu cred că s-a simțit prea confortabil cu o fată ca mine. Urmează întrebarea. Câte zile fripte i-ați făcut mamei? Da, nu, de ce nu-mi puneți întrebarea câte zile fripte mi-a făcut ea mie? Multe. Pentru că așteptările ei erau altele. Ori, în momentul în care am venit pe lume, obișnuiam să glumesc când eram adolescentă. Zic, te-ai jucat cu focul la bătrânețe și acum te arde. În concluzie, suportă. I-am făcut... Nu, n-am fost un copil rău. N-am făcut rele să fug de acasă sau să fac lucruri imorale. În schimb, mă cățăram, mă băteam, plecam de acasă la schi. Mă băteam mult când eram mică. Eram foarte războinică așa ca fire și nu acceptam îndeletnicirile fetelor. Adică făceam corturi cu băieții și arc și tata mi-a facilitat și mi-a încurajat aceste porniri. În concluzie, până la o anumită vârstă, ceea ce m-a învățat mama le-am îngurgitat greu. Mi-a fost foarte greu să mă modelez după ceea ce își dorea ea să devin. Mi-aduc aminte că citeam foarte mult și la un moment dat mi-a spus: dar mai termină odată cu cărțile astea, pentru că nu, bărbatul tău când te vei căsători nu o să-și ceară să îi povestești din cărți, o să spună să-i faci ciorbă. Cam astea erau problemele pe care îi le cream. A fost un pic speriată și mă bătea foarte mult. Însă niciodată nu i-am întors vocea sau să fug sau să fac lucruri. Stăteam acolo cu stoicism și acceptam tot. Ce este important este că dacă mama nu era așa, probabil că eu n-aș fi fost ființa care sunt acum. Era greu să ții herghelia de cai care zăcea în mine. Nu-i ușor. Îi mulțumesc acum. Mulțumesc. Pe tatăl dumneavoastră l-ați descris ca fiind un șantierist intelectual prin aspirații, neobosit, curios, care citea tot timpul. În copilărie, tata v-a fost cel mai bun partener de joacă și v-a încurajat să faceți toate năzbâtile, tocmai mi-ați spus. Vă citez. Tata m-a crescut băiețește, plimbări lungi, drumeții în care dormeam sub cerul liber, m-a învățat traforaj, să trag cu arcul bătut, cuie, cățărare în not, aruncat cu cuțitul să înjur, să scuip la distanță, să fluier. Toată viața ați fost o femeie nonconformistă. Vreau să știu când ați fluierat ultima dată și după cine. Urmează întrebarea. De câte ori ați fluierat în biserică? În biserică poate nu, cu toate că am avut tot felul de momente în care, din cauza, iată, de data asta, spontaneității, am avut niște replici care au ieșit din mine, inclusiv în biserică, fără să treacă prin filtrul minții. Însă, de fluierat, mi se mai întâmplă și acum, când văd că, de exemplu, sunt într-un grup și eu spun câte ceva și... Alo! Hai, ce facem acolo? Mi se întâmplă. Am citit un interviu al lui Julian Moore care spunea așa: cu cât înaintezi în vârstă, simți nevoia să fii natural, autentic și să fii așa cum ești. Îi dau dreptate, nu mai contează foarte multe lucruri. De fluierat în biserică am fluierat, cu ghilimelele de rigoare, metaforic vorbind. Însă altfel sunt o tipă foarte atentă la reacții și cu bune maniere. Mulțumesc, mama. Da. Da, gafe am făcut la greu. Ce păcat că n-avem timp să vă povestesc. Am făcut. Una măcar. Una măcar. De exemplu, am fost într-o
într-o casă de rugăciuni și cel care ținea spiciul respectiv, nu era spici, era predică, spunea în continuu, datorită sângelui vărsat, datorită nu știu ce, datorită și în cazul respectiv trebuia spus din cauza. Și eu venisem doamna tatu, da, doamna de la televizor, în primul rând, musafir, și eram copleșită de rugăciune și stăteam ușor pe spate și dintr-o dată m-am trezit în primul rând spunând nu datorită, din cauza. Cea mai mare casă de rugăciuni din România. Și m-am uitat în stânga, dreapta, toată lumea s-a uitat la mine, m-am făcut mică în scaun și am mai făcut vreo câteva gafe de felul acesta, deci chiar în biserică și tot în biserică le-am făcut, dar asta face subiectul unei alte întâlniri. Da. Bine, mulțumesc. Sunt spontană. Și mi-asum. Continuăm. Ați copilărit în Brașovul anilor 60. Petreceați mult timp în fața blocului, unde se organizau adevărate competiții între copii, iar din preocupările dumneavoastră nu lipseau sporturile specifice zonei de munte, precum schi, patinaj și cățărare. Aveați un grup mare de prieteni, vă citez, am avut o copilărie fericită, sănătoasă și în siguranță, fără să ne gândim la etnii, doar la prăjiturile extraordinare făcute de mamele prietenilor unguri și sași. Cu aventurile prin grădinile care aveau pom fructifer și în care bucuria de a mânca un fruct acru sau birmănos, însă furat, nu era sub nicio formă egalată de normalitatea gustului dulce al unui fruct cumpărat. Vreau să-mi spuneți ce vă lipsește cel mai mult din copilărie. Urmează întrebarea. În ce moment din copilărie v-ați întoarce cu orice preț? În toată, nu în moment, ci în atmosfera și în emoția de atunci. În faptul că erau mașini puține, în faptul că e adevărat, tehnologia acum ne duce într-o zonă de confort, însă în egală măsură ne fură copilăria și ne fură timpul petrecut în natură, pe munte, la mare, în sporturi afară, în partizani, în sărit coarda, în tot felul de activități care aduc sănătate corpului. M-aș întoarce? Nu știu. Dacă orice moment din copilăria mea a fost frumos, cu bune și cu rele, cu bune și cu educative. Nu știu să spun într-un anume moment. Când mi-aduc aminte că seara nu puteam să dorm și eram mică, 5, 6, 7 ani și mă scotea tata la plimbare, nu erau lanuri la Timiș, treceam cantonul și nu erau lanuri de floarea soarelui sau de grâu sau de porumb și era un câmp mare, trecea Timișul cu aluni și cu tot felul de arbori și mă scotea la alergat ca să pot să adorm seara, atâta energie aveam. Îmi spunea că scoate iedul la alergat ca să poată să adoarmă. Nu știu să spun, copilăria mea a fost frumoasă, așa cum a fost frumoasă, pentru că astea sunt lucrurile care rămân. Da, a fost frumoasă și copilăria și adolescența și am avut o viață frumoasă atunci, când mai puțină civilizație, mai puțină tehnologie, însă mult timp petrecut afară. Mulțumesc. Continuăm. Vă citesc. În copilărie am oscilat între profesia de vânzătoare la aprozar, pentru că mă fascina cântarul, și cântăreață la Cerbul de Aur, că doar sunt brașoveancă, și actriță, balerină, aviatoare sau coafeză. Întrebată la un moment dat ce ați făcut dacă nu aveați o carieră în televiziune, ați răspuns că v-ar fi plăcut să predați într-o grădiniță, să fiți salvamontistă sau îngrijitoare la o crescătorie de cai. Singurul dumneavoastră regret este că ați ascultat-o pe mama. Vă citesc. Voiam cu disperare să mă fac artistă, dar mama a fost mai tare decât mine. Nu m-a lăsat. Prejudecățile vremurilor referitoare la actrițe. Considera că moralitatea mea ar avea de suferit. Mă și pregătisem pentru examenul la facultate cu Ion Jugureanu și Jean Georgescu. La maturitate, nu ați mai lăsat pe nimeni să vă stea în cale. Urmează întrebarea. Când a devenit prea târziu ca să vă faceți actriță? Apropo, voiam să spun că voiam să mă fac și Vinetu. A fost o lungă perioadă de timp obiectivul meu să fiu Vinetu, să pot să stau nemișcată la pândă, să nu mă apuce mâncărim sau gâdilituri sau mai știu eu ce. Când a fost prea târziu, în mijlocul căsniciei,
când mi-am dat seama, făcând, înscriindu-mă din nou la un curs de teatru cu Jean Georgescu, mergând la cursuri cu fica mea, tatăl Ioanei nu prea a fost încântat de activitatea mea și de acest mod de a-mi petrece timpul liber. Și a considerat că, de fapt, nu a considerat nimic, pur și simplu n-a mai vorbit cu mine, în concluzie am renunțat. Atunci mi-am dat seama că e prea târziu. Însă, anul trecut, dacă m-ai fi întrebat ce visez pentru anul acesta, aș fi zis că până la 60 de ani aș fi vrut să joc într-un film. Pentru că am jucat într-o piesă de teatru. Piesa Visul unei nopți de iarnă, regia doamnei Draga Olteanu Matei, cu Valentin Uritescu și cu Bogdan Uritescu, și am fost și în turneu. Deci, teatrul l-am bifat. Mi-ar mai fi plăcut filmul. Mi-aș fi dorit asta, pentru că pe scenă m-am simțit întotdeauna ca peștele în apă. Însă, cine știe ce-mi rezervă viitorul? M-am apucat de pictură, mă apuc să cânt la pian. Pot să știi ce se întâmplă până la 80-90 de ani? Poate mă apuc să fac și facultatea de teatru. N-avem, habar n-avem ce ne rezervă viața după colț. Nu? Mulțumesc! La școală vă plăceau istoria, zoologia, muzica și desenul. Participați la olimpiadele de compunere, dar nu vă îmbăcați deloc cu științele exacte. Ați făcut și studii de balet și chiar ați dat admitere la coreografie în Cluj, dar ați picat pentru că, vă citez, nu m-a ajutat fizicul. La 18 ani, ca să-i faceți mamei în ciudă că nu v-a lăsat să dați la actorie, nu ați mers la nicio facultate și v-ați angajat muncitor necalificat la întreprinderea Hidromecanica Brașov. După 3 luni în care ați muncit enorm, ați reușit să deveniți muncitor calificat categoria a 3-a, prelucrător prin așchiere. A fost o perioadă atât de grea încât și azi vi se pare că mai simțiți uneori mirosul lichidului de răcire învechit de la mașina de rectificat și ați căpătat o fobie pentru nuanța de albastru a halatului de muncitor. Atunci ați decis să vă apucați de învățat și ați urmat cursuri de desenator tehnic și de contabilitate. Ați spus așa: în 3 ani de zile, de la muncitor necalificat, am trecut prin dispecerat, funcționar economic și mai apoi, prin concurs, am ajuns contabil șef de atelier. Urmează întrebarea. V-a pus munca de jos cu burta pe carte? Răspuns clar și evident și ferm, da. Însă am scăpat de fobia de albastru. Port blugi, iată, care aveau acea nuanță. Am trecut prin multe de atunci. Aceste declarații sunt reale, însă sunt cu niște mulți ani în urmă. Da, în momentul în care ajungi, de fapt, am o vorbă. Viața e formată din evenimente pozitive și evenimente educative. Acela a fost unul dintre momentele educative prin care am trecut. Atunci când vezi cât de greu se câștigă banul, când vezi că ai fost crescut într-un anume fel și te duce, te poartă viața într-o zonă pe care nu o cunoști și nu te caracterizează, vrei să îți depășești condiția, pentru că trebuie să fac o mărturisire. M-am angajat cu pile ca muncitor necalificat la Hidromecanica, ca să înțelegi cât de greu era și așa atunci. Și nu munca de jos, și greutățile și activitățile cu care eu nu sunt în armonie. M-au pus cu burta pe carte. Și am plecat după aceea și de la contabilitate, pentru că nici acolo n-a rezonat cu mine și am plecat urgent și de acolo. Adică urgent, după 11 ani. În concluzie, da, îmi doresc să fac lucruri și probabil că asta vine de undeva din ființa mea, pentru că acum, după Revoluție, cu dezvoltarea, cu aceste curente de dezvoltare personală, mi-am dat seama că să faci din muncă pasiune. Aiurea, pe vremea aia munceai ceea ce găseai la îndemână, da? Și să o duci bine. Însă, întotdeauna mi-am depășit condiția. Pentru asta a trebuit muncă și întotdeauna prin examene și concursuri am luat posturile. În primul rând și în al doilea rând, să-mi placă ceea ce fac, să fac cu pasiune. Și asta mi-a ieșit. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. După 9 ani în care ați fost contabil șef de atelier la o uzină care azi nu mai există, în 1993, spre disperarea familiei, ați decis să renunțați la locul de muncă stabil și v-ați angajat la primul radio privat din Brașov. Erați căsătorită și aveați un copil de 8 ani când ați hotărât să vă schimbați radical viața. Vă citesc. Aveam 30 de ani și jumătate și simțeam că mă sufoc. Am dat o probă la radio pentru a spune povești copiilor. Am luat locul 2 pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină. Când a auzit soțul meu, a înnebunit. Dar până la urmă, decizia a fost doar a mea.
Urmează întrebarea roșie. Ce v-a dat curajul să schimbați macazul la 30 de ani? Mă îmbolnăvisem. Nu mi-a plăcut deloc contabilitatea. Simțeam că mă sufoc. Nu poți să ții legat de scaun să faci ce... Mi-aduc aminte că lucram în contabilitate înainte de a deveni contabil șef de atelier și șeful meu nu știa cum să mă oprească și mai în glumă, mai în serios, după ce am venit din secție, colegele mele m-au ținut de scaun și m-au legat cu sfoară. A venit șeful și m-a legat cu sfoară. Asta ca să nu spună direct: măi, Mihaela, da, stai, Doamne, iartă-mă într-un loc. Nu mi-a plăcut. Și când a apărut primul post de radio particular din Brașov, una dintre prietenele mele, nu, prietenă de suflet, s-a angajat acolo ca agent comercial. Și am spus că mi vreau și eu. Dar eu vreau să spun povești copiilor, pentru că știu că pot și pentru că era zona în care mă simțeam confortabil. Și când am ajuns în fața directorului, am dat probe una alta și le-a plăcut foarte mult vocea mea. Am fost și agent comercial, am lucrat și la știri, am făcut prima știre cu despre câinii vagabonzi din Brașov. Însă le-a plăcut foarte mult vocea mea și am făcut programul de dimineață timp de 3 ani și ceva. Am lucrat în radio în Brașov și atunci am participat în București la, la concursul în cadrul zilelor Marconi. Ce m-a determinat? Dorința, răspund și la întrebarea de dinainte, de a mă simți bine în profesia pe care o fac. Iar fiica mea m-a sprijinit. Ioana întotdeauna mi-a fost cumva, s-a născut un copil bătrân, dă dovadă de maturitate și acum, de multe ori am impresia că ea este cea care are grijă de mine. Și ea mi-a zis: mama, du-te, fă ce vrei. Și am făcut ce am vrut. Mulțumesc. În copilărie, tata v-a spus că, indiferent de profesia pe care o veți alege, un lucru este important: să vă străduiți să fiți cea mai bună în domeniul respectiv. Mai târziu, când v-ați angajat la radio în Brașov, iar opinia dumneavoastră a început să conteze la nivelul comunității locale, părintele dumneavoastră, un ardelean autentic, v-a dat alte câteva sfaturi importante. V-a spus așa: vezi numai că azi ești la radio, mâine nu. Azi ești primar, mâine ești portar, dar apoi statutul gheom nu ți-l ia nimeni. Și mă, tată, mă, de tu vei lua viața în serios, așa te-o lua și ea pe tine și te va trânti de nu te-i vedea. Apoi dacă tu vei lua viața în râs, așa te va îngădui și ea pe tine și ce bine ți-ar fi. Vreau să știu care dintre sfaturile tatei v-au ghidat toată viața. Urmează întrebarea. Ați luat vreodată viața prea în serios? Da, am luat-o. Toate sfaturile tatălui meu m-au făcut să trec prin existență altfel. Dacă sunt unde sunt acum și poate că pentru unii sunt model, sau dacă emisiunea pe care am făcut-o sau la serviciu, toate serviciile pe care le-am avut, a fost bine, este că m-am străduit, așa cum mi-a spus tata, să fiu bună. Poate nu cea mai bună, că nu e ușor, dar să fiu bună. Faptul că în acest moment am trecut prin foarte multe, însă nativ am spirit ludic, nativ am un simț al umorului dezvoltat. Însă în perioada în care, mi-aduc aminte când am renunțat, a fost momentul în care am renunțat de la contabilitate și m-am dus în radio, a fost un moment crunt. După care, când am plecat din Brașov și am ajuns în București la televiziunea națională, ProTV Național, iar a fost un moment crunt. Și eram responsabilă de o fiică ce făcea a doua facultate, de o mamă bolnavă, tata plecase dintre noi, și sora mea era așa și așa. Deci eram femeia responsabilă de alte trei femei plus eu. Și atunci m-am transformat cumva și m-am făcut foarte rigidă și ăla a fost momentul în care am luat viața în serios. Și m-am trezit la un moment dat și mi-am adus aminte de ceea ce a spus tata, pentru că toată acea stare de seriozitate a somatizat în câmpul fizic. Și atunci m-am trezit și am zis: stai puțin, că tata a avut dreptate atunci. Statutul de om trebuie să ți-l păstrezi, pentru că trebuie să lași loc de bună ziua în orice mediu te vei duce. Să nu uiți să fii om, pentru că nu știi niciodată când poți ajunge de acolo, acolo. Te naști om, nu te naști nici președinte și nici portar. Te naști om cu majuscule și din nou vin și spun trei linii roșii. Mulțumesc, tata. Mulțumesc și eu. V-ați căsătorit foarte tânără, la 21 de ani, ca să fiți în rând cu lumea. Vă citez:
Așa ce erau vremurile. Între 21 de ani și 23 se măritau toate fetele. La 24 de ani maximum trebuia să fiu căsătorită. La 30 de ani m-ar mai fi măritat babele. Dacă aș lua-o de la început, nu știu dacă m-aș mai căsători cu tatăl Ioanei. Cert este că după 6 luni de prietenie m-a cerut de la ai mei și am zis da și m-am căsătorit. După alte 6 luni am rămas însărcinată cu Ioana și iată-mă, mamă, pe la 22 de ani. Ați divorțat în 2001, la 38 de ani și nu v-ați mai căsătorit niciodată. Vreau să știu dacă astăzi, privind retrospectiv, considerați că ați fost prea tânără pentru căsnicie. Urmează întrebarea. V-ați grăbit ca fata mare la măritat? Lucrurile stau așa. 1. M-aș căsători tot cu tatăl Ioanei, pentru că Ioana este fabuloasă. Împreună am făcut, cred că, cea mai mare realizare a noastră, Ioana, care, repet, este modelul meu în viață și mie mentor, din foarte multe puncte de vedere. 2. M-aș mărita tot de vreme, pentru că am crescut odată cu Ioana, pentru că am învățat din mers și pentru că acum sunt o mamă tânără cu o fiică ce mi este prietenă și mergem umăr la umăr și construim împreună. E foarte dificil pentru tinerele care se căsătoresc târziu să facă copii mai târziu, luptându-se, că Doamne, Doamne, nu le lase cu un vagon de ovule, da? Să ne înțelegem. Și tot felul de tratamente, fac copiii târziu și ajung să își dezechilibreze cât de cât, cum să spun eu, zona psihică și poate că își cresc copiii puțin strâmb. M-aș căsători tot de vreme, poate nu la 21 de ani, poate că la 22, poate că la 23, dar de vreme și aș face copilul de vreme ca să pot să am acel spirit care să se potrivească cu al pruncului meu și să creștem împreună. Asta este punctul meu de vedere. Dar fără să vă căsătoriți, doar așa, să faceți un copil de tânără? Nu mă simt confortabil. Nu sunt, cum să zic, așa, însă mi-aș dori să am o familie în momentul în care mă hotărăsc să fac un copil. Pentru că este vorba despre exemplu patern, modelul patern și modelul matern pentru copil. Mama plus tata egal love egal copil. Punct. Asta este punctul meu de vedere. Nu aș face copil fără soț. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Nu vreau să mai aud pe cineva că deschide gura și spune că regretă comunismul. A fost crunt. Am trăit ororile regimului comunist și nu mai îmi doresc experiența. Deși înainte de Revoluție ați fost vicepreședinte de sindicat în întreprindere, iar soțul dumneavoastră maestru, funcții care vă puteau aduce unele beneficii, dumneavoastră ați trăit în acea perioadă un adevărat coșmar. Când ați aflat că sunteți însărcinată, locuiați într-o garsonieră confort 4 pe care ați descris-o așa. Nu aveam baie și nici bucătărie. Baia comună îmi impunea să fac duș după un program stabilit. Bolnavă de igienă, mergeam la mama să fac baie. Găteam pe un reșou pe hol. Mâncarea dura ore până o făceam. V-ați mutat apoi într-o garsonieră mai bună, confort 2, dar nici acolo nu ați avut condiții potrivite pentru o tânără mamă. Ați spus așa, nu curgea nici apa rece, dar păi caldă. Și atunci, fostul meu soț, împreună cu un prieten, au luat un gazan mare și l-au umplut cu zăpadă pe care am topit-o pe aragaz ca să pot spăla scutecele Ioanei, triunghiurile acelea de tifon. Urmează întrebarea roșie. Care a fost cea mai mare umilință a unei mame tinere în comunism? Ca atunci, după ce naști, să mai stai cu încă două mame care au născut în pat. Să nu ai mijloc de transport, să-ți iei copilul de la maternitate să vii acasă. Iar acasă, flacăra de la aragaz să fie atât. Ha, ce m-am supărat în clipa asta, nici nu mă gândeam la asta. Să fie flacăra de la aragaz atât. Era întreruptă circulația pentru că în Brașov era zăpada până la umeri. Nu circulau decât mijloacele de transport în comun cu chiu cu vai. Norocul meu, pentru că ceea ce ai povestit mai devreme cu cazanul a fost exact când am adus-o pe Ioana de la maternitate. Cu reșouri, nici curent, și curentul se întrerupea. Era un frig în Brașov pentru că de asta pe Ioana am născut-o în 85 și în 87 s-a întâmplat ce s-a întâmplat în 15 noiembrie. Tocmai pentru că, spre deosebire de alte județe și alte zone ale țării, Brașovul a fost vitregit de foarte multe lucruri. Și mi-aduc aminte că
La un moment dat pusesem un reșou și dormeam toți trei într-un pat, pentru că erau țurțuri de gheață în interiorul casei la geam și plapuma a căzut cumva peste reșoul respectiv, s-a făcut gaură, puteam să murim toți acolo în casă. Aia este umilință. Norocul meu a fost că am născut cu soția șoferului directorului de la ICA Ghimbav de pe vremea aia și i-a plăcut, ei m-a simpatizat atunci când vorbeam cu Ioana și când a venit soțul ei să o ia de la maternitate, m-a luat și pe mine și m-a dus acasă. Iar tatăl Ioanei a venit pe jos. În concluzie, știi de ce aveam pile că am fost vicepreședinte de sindicat? Luam cutii de conservă de la cantină. Și aveam altfel de mâncare. Brașovul nu a dus-o bine pe vremea comuniștilor. Deci nu vreau să mă mai aduc aminte de acea perioadă. A fost fabulos din punct de vedere al dezvoltării economice România, da? Spre deosebire de ceea ce se întâmplă acum. Vă dau timp. Exact. Adică irigații, agricultură. Am fost undeva poziționați ca țară într-o zonă a Europei. Acum suntem vraiște. În schimb, noi, la nivel de individ, n-a fost în regulă. N-am trăit bine. Iar femeile, mi-aduc aminte că una dintre doamnele de la maternitate își permisese să rămână cu chiloței pe ea și a venit asistenta și a spus că e o vacă și a luat cumva cu un pix chiloții și a aruncat de pe ea. Deci umilințe mai mare la nivel de la femeie la femeie. Urât. Nu mai vreau să mai aduc aminte de acea perioadă. Urât. Mulțumesc. Da, da, da. Mama dumneavoastră spunea așa: Paștele Fudulului, pentru că atunci vă înnoiați hainele, și Crăciunul Sătulului, pentru mesele îmbelșugate. Sărbătoarea noastră preferată este Crăciunul, care vă amintește de zăpezile de odinioară, de tradiția tăierii porcului, de colindători, de luminițele din brad, de mirezmele din bucătărie când gătea mama, de bucuria din jurul mesei de sărbătoare, dar și de cadourile misterioase pe care vi le aducea pe vremea aceea Moș Gerilă. Deși nu ați uitat niciodată că în copilărie ați găsit sub brad o popușă albă ca zăpada, o bucătărie și o sufragerie în miniatură, totuși, cel mai frumos cadou l-ați primit în tinerețe. Vă citez. Am o amintire adâncă și plină de bucurie din ajunul Crăciunului din 1985. La 10 luni, Ioana a făcut primii pași, cu încredere și foarte sigură pe ea, de la mine până la brad. Urmează întrebarea. Care este ultimul cadou găsit sub brad? Nu știu. Pentru că se întâmplă ceva acum de când sunt mai măricică. Cadourile vin ori mai devreme, ori vin după. Nu știu. Care e ultimul cadou pe care l-am găsit sub brad? Nu era sub brad. Este așa, am primit un tablou de Crăciun, am primit nimicuri din astea. Nu. Dacă fac cadoul Crăciunul cu Ioana și mă duc eu la Berlin sau vine ea acasă, atunci se întâmplă, coacem câte ceva. În rest, am prietene cu care mă întâlnesc poate înainte de Crăciun și ne dăm cadouri una a celeilalte, dacă sunt la Oradea, dacă vin în București, am alte trei prietene, tot așa ne dăm cadouri una a celeilalte. În ultimii ani Crăciunul l-am făcut aproape singură și mi-a plăcut extraordinar de mult. Mă invită prietenele să mă duc la ele la masă, nu simt. Mi se pare e o sărbătoare atât de personală, încât ascult colinde, mă uit la televizor, citesc, mi-a prins bețișoare, miroase bine în casă, câinele-i lângă mine, ascult muzică. E o relație foarte profundă eu cu mine, mă însămi. Asta în cazul în care nu sunt la Ioana sau dacă nu mă hotără să mă duc la cineva. Dacă mă duc la cineva, sunt în Bihor, acum locuiesc în Oradea, oamenii ia mănâncă mult, sunt niște mese pline cu de toate. Eu am schimbat un pic regimul alimentar. Au avut loc niște transformări de-a lungul timpului. Nu, așa, îmi place Crăciunul și acum, că-i Sătulul, îmi place Paștele, că-i Fudul, dar nu. E momentul de eu cu mine. Atunci de Crăciun. Mulțumesc.
În timpul sarcinii, ați avut câteva luni cumplite, ați povestit așa. La uzină, conducerea modifica programul de lucru, cum o tăia capul și se întâmpla să lucrez 2-3 săptămâni continuu, fără duminici libere. Am avut și sarcină toxică, dar a trebuit să merg la lucru până în ultima clipă ca să pot sta cât mai mult cu puiul meu acasă după naștere. După ce ați născut, ați avut noroc cu o altă doamnă care pleca din maternitate și astfel nu a trebuit să veniți pe jos acasă de la spital cu fetița în brațe. Despre faptul că ați devenit mamă la 22 de ani, ați spus așa: wow, ce m-am mai speriat, dar m-am descurcat și am crescut odată cu ea. Iar acum, mulțumesc cerului că mi-a dat un asemenea destin și o prietenă de nădejde. Dar Ioana nu este cea mai mare realizare, pentru că am venit pe această lume femeie. Era îndatul firii să aduc pe lume copii. Fica dumneavoastră are acum 37 de ani și încă nu v-a dăruit un nepot. Urmează întrebarea: cât de mult vă doriți să fiți bunică? De câte ori spui Ioana, ochii mi se umezesc, mai ales că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni ne întâlnim. E dor de ea de nu mai pot. Îmi doresc pentru că iubesc copii. Toată lumea mă întreabă: da, n-ai familie? Nu am familie pentru că eu am o familie lărgită. Am 11 fii și toți copiii din București, o parte dintre ei, din Cluj, din Suceava, din Oradea. Am foarte mulți cursanți copii. Mis dragi, EduBiz este o asociație unde sunt membră. Îmi doresc nepoți, însă am să spun ceva. Acum vreo câțiva ani, Ioana mi-a spus că ar trebui să mă obișnuiesc cu gândul că s-ar putea să nu mai fiu bunică. Am simțit așa că mă strânge stomacul, însă nu i-am spus nimic pentru că sunt alegerile ei și o respect foarte mult. În schimb, de vreo câtva timp încoace, de anul trecut, anul acesta Ioana a împlinit 38 de ani, în 23 februarie, mulțumesc la fel, mi-a spus că să am grijă ce mănânc, cât trăiesc, cum trăiesc și cum mă organizez, pentru că ea, dacă face un copil, nu o să facă unul, face trei și pe toți mi trimite pe cap. În concluzie, mai am o șansă? Există posibilitatea să fiu bunică, nu? Dacă și-a schimbat. Oamenii se schimbă în funcție de situațiile prin care trec și e normal să fie așa. Da, îmi doresc, îmi iubesc copiii. Însă iubesc copiii, nu să fie ai mei. În momentul în care nu mai am răbdare cu ei, hai mergeți la părinții voștri acasă. Dar e momentul ăla în care poți să creezi misterul, în care creezi povestea, în care îi vezi cu ochișorii mari. De asta și pun voce pe povești pentru copii. Ochișorii mari că așteaptă poveste și mister și tensiune. Aia îmi place. Și când o să am nepoții, învăț tot ce a făcut tata cu mine. Să călărească, să se cațere, să scuipe, să înjure, să taie, să facă absolut orice. Tot. Și ce a învățat mama? Ce a învățat mama? Și ce v-a învățat mama? Bine, aia de la început, e vă clar. Vă dau timp. Da. Și ce m-a învățat mama? Pentru că eu târziu, când am ieșit în lume, în niște medii deosebite, toate atunci au ieșit la suprafață toate învățăturile mamei. Iar acum sunt femeie a care sunt, tocmai datorită rafinamentului cu care m-a educat mama și mai ales ce m-a învățat. Da, da, absolut de toate. Un om trebuie să știe de toate. Nu pregăti lumea pentru copil, pregătește copilul pentru lume. Și eu asta intenționez să fac. Bine, mulțumesc! După 3 ani de radio, v-ați angajat la ProTV Brașov, unde ați fost secretar de redacție, șef de producție și producător. În 1999 ați avut de pregătit o petrecere surpriză de 1 decembrie pentru colegi și, ca să vă asigurați că vor veni cu toții în ziua liberă, i-ați mințit că veți avea o ședință specială la care va participa însuși șeful, Adrian Sârbu. Spre surprinderea dumneavoastră, Adrian Sârbu chiar a venit. V-a remarcat cu ușurință și ați avut atunci cu el un dialog care v-a schimbat încă o dată viața. Ați povestit așa: cu ce te ocupi? M-a întrebat Adrian Sârbu. Șef de producție, am zis. A, adică femeia cu banii, a zis el. Iar eu am răspuns: nu, nu sunt femeia cu banii, ci femeia cu stația și cu șoferii. Apoi m-a invitat la București, între Crăciun și Revelion, să dau o probă pentru un talk show și pentru știri. Am luat proba de prezentator talk show. Urmează întrebarea: ce îi datorați lui Adrian Sârbu? Totul. Unul dintre motivele pentru care n-am plecat de la acasă o lungă perioadă de timp, mie făcându-mi se tot felul de propuneri și de la Antenă și de la Prima și mai ulterior Euforia,
a fost un soi de loialitate față de încrederea pe care a avut-o în mine atunci. Este un vizionar. Culmea este că acum, dacă aș lua-o de la început, e fantastic cum m-a schimbat toată această poveste. Aș vedea lucrurile altfel, aș avea mai mult curaj. Nu, acum aș fi eu însă, pentru că atunci eram într-o stare de... Așa, eram siderată, mă uitam la el ca la Dumnezeu, la directora de la acasă, la fel. Eram fascinată de tot ceea ce mi se întâmpla. Veneam din Brașov, o provincială, o vedeam pe Esca, Andreea Berecleanu, Florin Călinescu, pentru că pe vremea aceea făcea chestiunea zilei și eu mă duceam pe Șustache și vedeam cum se desfășoară lucrurile, neștiind cum se face o emisiune. Pe vremea făceam Viața bate filmul. M-am dus și am furat de la el. Stăteam acolo în spate, în culise, când filma în Giulești și vedeam ce face, ce se întâmplă în spate. Am furat foarte multă meserie și dacă sunt acum ce sunt, li se datorează acestor oameni. Ei nici măcar nu știu ce am făcut eu și cum am învățat de la ei. Bineînțeles și doamna Ileana Cârstea Simion, pe care o divinizez. În concluzie, Adrian Sârbu egal totul și este totul pentru foarte mulți oameni din televiziune, pentru că el este omul televiziune și după aceea restul. E fabulos. Demiurgul era, îi spuneau în toate felurile angajații. Foarte mult îi datorez lui și Ruxandre Ion. Mulțumesc. În 2000 a debutat emisiunea Viața bate filmul, pe care ați prezentat-o timp de un an la ProTV. Apariția dumneavoastră pe micul ecran a fost descrisă de presă așa. Mihaela Tatu era o domniță de 37 de ani, venită direct din Brașov, ochelarii de vedere, ținuta office, discursul liniar și extrem de serios, erau coordonatele după care se ghida vedeta. Titlul emisiunii, Viața bate filmul, părea că descrie perfect parcursul dumneavoastră. O brașoveancă de 30 de ani, contabilă într-o uzină, căsătorită și cu un copil, își părăsește slujba pentru a se angaja la radio. 7 ani mai târziu, îl întâlnește pe Adrian Sârbu, unul dintre cei mai puternici oameni din televiziunea postdecembristă, care decide să o aducă la București, unde ajunge vedetă la unul dintre cele mai importante posturi TV din România. Vreau să știu cui a venit ideea acestui titlu de emisiune și dacă v-ați gândit vreodată să scrieți un scenariu bazat pe viața dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cum s-ar numi filmul vieții dumneavoastră? Trebuie să fac niște completări, că dacă nu fac, îmi ies bube, că n-am încotro. 1. Andrei Gheorghe, te iubesc acolo unde ești, a construit o imagine a mea din contabilitate direct la televiziune. Nu, eu din contabilitate am fost 3 ani și jumătate, 4 la radio, după ce am lucrat în ProTV Brașov încă 3 ani, s-a sărit peste această poveste. De asta toată presa zicea, au luat-o pe aia din uzină și au pus-o acolo. Nu, eu am avut un trecut în presa locală, în Brașov. Da, a fost fabulos momentul în care ne-am cunoscut. Am făcut cunoștință cu 11 femei și 11 briefuri de emisiune. Întâmplarea face că m-am împrietenit cu una dintre fete care mi-aș fi dorit să-mi fie producătoare și brieful pe care l-am ales, culmea este că a aparținut acelei femei, respectiv Marilena Ion, și am rămas prietenă cu ea de atunci. S-a făcut un brainstorming și toată lumea, acele multe femei, doar femei, am pus pe hârtie tot felul de titluri de emisiune. Și au fost alese 2, Viața bate filmul și încă una. Și a venit Sârbu și s-a uitat și a zis, ia gândiți-vă la asta un pic. Și acel un pic a fost Viața bate filmul. Lucru pe care ulterior presa l-a dezvoltat în tot felul de nume, care mai de care mai neortodoxe. Însă, în acest moment și în acest moment, Viața bate filmul este pe buzele tuturor, poate că uitându-se de unde a pornit toată această expresie, de Viața bate filmul. Dar așa s-a întâmplat. Cum s-ar numi filmul vieții dumneavoastră? Viața bate filmul. Viața bate filmul a rezultat de 3 ori femeie. Ce zici de asta? Habar n-am, nu m-am gândit. V-ați gândit să scrieți o carte? Toată lumea mă împinge de la spate, dar simt că mai am încă lucruri de făcut. N-am așezarea. Eu nu știu cum de-am răbdare să stau acum pe scaun. Nu am așezarea necesară să scriu încă. Și apoi mai am de trăit. N-am decât 60 azi mâine. Mai am treabă în față. Mulți înainte. Mulțumesc. Mergem mai departe.
Vă citez. Nu pot spune că venirea pe lume a unui copil leagă o căsnicie. M-a întrebat odată o ziaristă unde îmi pun o bilă neagră. La mamă, la soție sau la profesie? Am răspuns, la soție. După nașterea fiicei, și dumneavoastră și soțul v-ați implicat în creșterea și educația Ioanei, dar în același timp ați început să vă înstrăinați, fără să vă dați seama, fiecare urmându-și propriul drum. Când dumneavoastră v-ați mutat la București ca să lucrați în televiziune, ați luat-o și pe Ioana, în timp ce soțul dumneavoastră a plecat în Italia. A stat 2 ani acolo, perioada în care ați comunicat destul de rar, iar atunci când s-a întors, vă citesc din nou, m-am uitat în ochii lui, l-am întrebat dacă poate spune te iubesc. Nu a putut, așa că am ales să mergem mai departe. Distanța a fost de vină, nu mai eram iubiți. Îl priveam ca pe un frate, ca pe un foarte bun prieten. Prin urmare, în 2001 ați divorțat. Urmează întrebarea. Ați preferat să pierdeți un soț ca să păstrați un prieten? Am salvat relația de prietenie care este fabuloasă. Crede-mă, e unul dintre prietenii sufletului meu. De fiecare dată când am așa o neliniște referitor la Ioana, pun mâna pe telefon și spun, uite ce se întâmplă. El la fel. Uite, am vorbit cu Ioana și... Pentru că el este stabilit în Spania. Am avut norocul unui om cerebral, serios, asumat și, cum să zic eu, civilizat. Pentru că bărbații au tot felul de orgolii, da? Însă nu ne mai am fi devenit doi dușmani dacă rămâneam în continuare. Pentru că el poate că și-ar fi găsit iubirea vieții, poate eu mi-aș fi găsit iubirea vieții și ne-am fi încurcat unul pe celălalt. Eu nu m-aș fi putut duce în Spania după el. Nu mă simțeam confortabil să plec din țară. Pe de altă parte, drumurile noastre au fost atât de diferite, fiecare am învățat câte ceva în domenii diferite. Este un om care mi-e drag, alături de care petrec timp de calitate atunci când ne vedem o dată la un an, doi, trei, ne auzim de 4-5 ori pe an de sărbători și de aniversări și de onomastici. Care a fost întrebarea? Dacă ați preferat să pierdeți un soț ca să păstrați un prieten. Da, dar soțul se pierduse de mult. Mi-aduc aminte când am venit în București și el a plecat din țară, intrasem în... Mi-era frică, vai de mine, ce mă fac eu singură. După câteva luni mi-am dat seama că de fapt făceam exact aceleași lucruri, dar nu mai treceau prin el. Le făceam direct, nu-ți mai ziceam, ai dus găleata de gunoi, nimic, las că o duc eu. Ai plătit întreținerea, pentru las că mă duc eu. Așa mă duceam direct, duceam găleata de gunoi, mă duceam direct și plăteam întreținere și așa mai departe. În concluzie, am câștigat o relație de prietenie de drum lung. Mulțumesc. De trei ori femeie a fost printre primele și rarele emisiuni care au dezbătut teme considerate pe atunci tabu în societate. Pentru acele timpuri era de-a dreptul surprinzător cu câtă naturalețe și deschidere vorbeați, de exemplu, despre sex și sexualitate, cu atât mai mult cu cât subiectul nu fusese niciodată abordat în familia dumneavoastră. Ați spus așa, tot ce era legat de subiectul femeia cu părțile ei intime, reproducere, metode contraceptive, avort, sarcină, menstruă, dureri, act sexual, toate aceste cuvinte nu intrau în sfera de discuție dintre mine și mama mea. De-a lungul timpului, multe femei v-au mulțumit pentru lecțiile pe care le-au învățat din emisiunea dumneavoastră. Vă citez. A fost prima emisiune care viza condiția femeii și problemele reale ale femeii în societatea românească. Relația soț-soție, carieră, avort, relația noră-soacră, relația părinte-copil, violența domestică, incest, prostituție. A fost cea mai îndrăzneață emisiune. Vreau să știu dacă vi se pare că mai există astăzi teme pe care televiziunile evită să le abordeze. Urmează întrebarea. Au fost subiectele tabu cheia succesului dumneavoastră? Habar n-am. Tot ce pot să spun este că mi-am pus întrebarea de ce am ajuns atât de târziu în televiziune și de ce tocmai eu și în acel moment. Probabil că tocmai pentru că am avut curajul, nu, tocmai pentru că viața mea a curs în toate mediile, și viața de uzină și de cartier și muncitorească și de birou, de contabilitate, media și așa mai departe, comerț, eu făcând și liceul economic, probabil că am acumulat experiențe din toate mediile și probabil că ăsta a fost motivul pentru care m-am simțit atât de confortabil într-o emisiune care aborda niște teme pe care eu le întâlnisem în viața de zi cu zi, doar că suntem niște puritani, falși puritani, în care nu vorbim despre lucrurile, nu vorbim cât de
de tare mă bate bărbatul acasă, pentru că trebuie să păstrez o imagine. Și emisiunea De trei ori femeie tocmai asta a adus. Vorbește despre ceea ce ai ca să poți să treci prin, să te vindeci și câștigă-ți demnitatea. În concluzie, nu cred. La vremea respectivă mi s-au pus tot felul de ștampile. Că sunt obsedată sexual, că sunt o parvenită, că sunt o proastă adusă de pe, din uzină și pusă acolo, că n-am strop de școală. Deci m-au făcut harcea-parcea când am făcut emisiunea De trei ori femeie. Însă eu am crescut datorită emisiunii De trei ori femeie. Femeile, mă întâlnesc acum cu femei pe stradă și îmi spun: Mihaela, noi am crescut cu emisiunea ta. Însă fetele din ziua de astăzi nu mai au o emisiune de felul acesta. Totul este numai spoială și făcătură. Incestul rămâne, violența în familie a rămas, violurile rămân, homosexualitate neînțeleasă, droguri, toate lucrurile astea, un soi de hărțuire și discriminare, toate lucrurile astea continuă femeia trece prin aceste situații, însă nu se mai vorbește pentru că ni se par niște lucruri desuete și subțiri și... Aceleași subiecte se pot dezvolta și acum cu aceiași oameni specialiști care vin să povestească și să, cum să spun, vin cu know-how-ul și cu noile informații care s-au descoperit în ultimii 20-30 de ani imediat, să vină să pună pe tapet aceleași probleme cu care... Aia a fost o emisiune îndrăsneață, însă problemele nu s-au schimbat, sunt aceleași, le văd, sunt în jurul meu, le trăiesc. Femei vin la mine să le ajut. Și acum. Mulțumesc. Chiar dacă este incontestabil impactul și succesul emisiunii De trei ori femei, au fost și voci care v-au criticat prestația. La un moment dat, presa scria că un titlu mai potrivit pentru emisiune ar fi fost De trei ori manele, având în vedere cât de des îi aveați invitați în platou pe reprezentanții acestui gen muzical. S-a mai scris că dumneavoastră v-ați schimbat de când prezentați producția și că dintr-o prezență sobră ați devenit, citez dintr-un articol, o făptură băgăcioasă cu un comportament de precupere peață, care pare mai degrabă hotărâtă să le facă probleme invitaților săi. Au mai fost și alte critici care nu au trecut neobservate nici de dumneavoastră. Vă citez. S-a spus, tocmai mi-ați spus, că sunteți obsedată sexual și că ar trebui să chem un preot în emisiune în locul unui sexolog. În 2008, când v-ați dat demisia din proiectul care v-a adus atâta succes, ați declarat așa: Teo a plâns după ce a plecat. Eu am plâns în timp ce eram acolo. M-am săturat de compromisuri, de vorbe meșteșugite și de zâmbete false. Urmează întrebarea. Când ați pierdut controlul emisiunii? Dar nu l-am avut niciodată. Cum adică? Lucrăm în televiziune. Televiziunea are un director, are un redactor. Tu ești acolo un prezentator. Nici măcar realizator de ca lumea de emisiune nu ești. Ție, acum există posibilitatea să vină să ți se spune: nu mai porți bluza neagră, porți așa. Întrebările sunt astea, asta face așa, asta face așa. Niciodată n-ai avut controlul unei emisiuni. Atunci când ai un șef puternic, când se dorește un anumit fel de emisiune care se schimbă de la un sezon la altul, care își schimbă obiectivul de la un sezon la altul în funcție de curentul prin care trece televiziunea, ce se cere, cum faci audiență. Mi-aduc aminte că a apărut OTV-ul cu toate subiectele alea, aoleu, și eram disperați cu toții că, wow, uite ce se întâmplă. Și mi-aduc aminte că am avut o ședință comună cu Adrian Sârbu și ne-a spus atunci: uitați-vă cu atenție că ăsta e viitorul tuturor televiziunilor. Bineînțeles că n-am crezut atunci. Nu există a pierde sau a avea controlul unei emisiuni când ești doar un prezentator și te conformezi unui anumit brief, unui anumit, când se schimbă formatul. Te muți de la un dialog din ăsta cu două locuri foarte intim, te muți într-un studio mare, în Buftea, unde pot să vină și dansatorii care fac audiență, faci o prezentare de modă, când lucrurile se schimbă, nu ai controlul niciodată. E unul dintre motivele pentru care m-aș întoarce în televiziune, dar mi-ar plăcea să am un control, totuși. Bine, mulțumesc. Da. Mergem cu o întrebare roșie.
În al 6-lea an de emisiune, ați suferit o ruptură de ligament încrucișat și de menisc și ați avut nevoie de o operație la genunchi. Vă citesc. Eram într-un moment de apogeu al carierei mele. Viața mea era foarte sportivă. Făceam dans sportiv și schi și patine, aveam cal, era lege. În fiecare zi a săptămânii făceam câte ceva. Nu am mai putut face nimic. În momentul acela s-a prăbușit lumea. După operație ați suferit o depresie puternică și a trebuit să vă luați o perioadă de repaus de la munca în televiziune. Vă citez. Psihic am clacat. Am avut o perioadă în care am plâns până nu am mai putut. Au existat săptămâni în care nu făceam altceva decât să stau în fața televizorului, să butonez fără să văd nimic, să mănânc și să fumez. Mi-am dat calul, schiurile, patinele și sandalele de dans sportiv. Toți spuneau că va trece și că voi putea reveni. Spuneau, lasă că o să faci din nou. Nu, nu am mai putut. Puțin s-ar aștepta ca o operație de menisc să împingă în depresie o persoană atât de puternică. Urmează întrebarea roșie. Ce a doborât-o pe Mihaela Tatu? În primul rând a fost ligamentul încrucișat și meniscul. Meniscul se recuperează într-o lună. Ligamentul încrucișat în 6 luni. 1. 2. Eu n-am făcut niciodată pauză din televiziune. Luni m-am operat, vineri am ieșit din spital, iar sâmbătă am avut 2 ore de emisiune în direct pe Pro TV Internațional. Nu am avut nici o clipă, probabil că asta a fost greșeala. Dacă mi-aș fi luat o perioadă în care să conștientizez și să fac recuperarea, așa, era o recuperare de 6 luni de zile, probabil că ar fi fost altfel. Eu m-am întors la serviciu pentru că știam că acolo e locul, știam că e nevoie de mine. Deci nu, ce m-a doborât? Faptul că îmi găseam bucurie din toate sporturile extreme, care mi-aduc adrenalină, cățărare, cal. Deci să nu mai schiez, eu n-am mai schiat, n-am mai patinat. Asta m-a dărâmat. Însă n-a durat, au durat vreo 4-5, hai să zicem maximum 6 luni, după care mi-am revenit. Am avut parte de o scuturare așa puternică, mi-am revenit. Și am început să găsesc, am avut o doctoriță foarte simpatică, pentru că toți îmi spuneau că o să revin. Și doctorița respectivă mi-a zis, Mihaela, bagă-ți mințile în cap, nu o să mai fi niciodată ce ai fost. Străduiește-te, găsește-ți activități care să-ți aducă bucuria asemănătoare cu cele pe care le-ai avut când făceai toate nebunile prin care făceai. Că nu numai asta, am coaste, una, alta, nu-s toate... N-am făcut tot felul de nebunii, da? Asta, am schimbat macazul și am găsit bucurie în alte activități mai domoale, puțin. Nu mult, mai domoale, puțin. Bine. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. La începutul anului 2008, ați renunțat la emisiune și la contractul cu postul de televiziune unde ați debutat și ați cunoscut succesul. Anunțul a fost făcut printr-un scurt comunicat de presă în care se preciza că decizia vă aparține. Câteva luni mai târziu, jurnaliștii scriau că motivul plecării dumneavoastră de la emisiunea care v-a consacrat ar fi fost un conflict cu producătoarea show-ului. Citesc din presă. În seara dinaintea prezentării demisiei, fosta gazdă de la Deteriori Femeie și producătoarea sa ar fi purtat discuții aprinse pe holurile televiziunii, care ar fi degenerat chiar în violență fizică. Producătoarea ar fi împins-o pe Mihaela pe scări, cea din urmă fiind la un pas de a-și fractura piciorul. Vreau să știu cât adevăr este în această istorie de presă. Urmează întrebarea roșie. Ați fost îmbrâncită din televiziune? M-a sunat într-o dimineață Mihai Dobrovolski, brașovean, ne știm de când a venit înainte de a veni la București. Și mi-a zis, Miha, tu ce ai pățit? Și nici măcar producătoarea, pentru că producătoarea emisiunii era Ruxandra Ion, iar Mona Segal era drăguța de ea, cea care mă împinsese pe scări. Dă! Și uite ce am auzit, că te-a împins Mona pe scări și că nu. Ligamentul meu încrucișat și meniscul mi s-a rupt la un antrenament de dans sportiv, pentru că atunci a fost prima ediție Dansez pentru tine, un antrenament cu Cerebel. Eram cu partenerul meu de dans, cu Virgil, eram cu instructorul meu de dans și făceam niște figuri de hip-hop. Și acolo mi s-a rupt, da? Ce știu eu de unde a putut să apară acea chestie, pentru că m-a bufnit atunci râsul, după care mi-am dat seama până unde poate să meargă o presă de scandal. Nu, nici vorbă, nu m-am certat cu nimeni, nici pe scările, nici nu m-am împins, nici nimic.
nu, nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Nu știu de unde au putut să apare. Ce dar? Motivul demisiei? Am zis, gata, ajunge. Ajunge. Nu m-am certat cu niciun fel de producătoare, însă mi-am dat seama cu o zi înainte că emisiunea de 3 ori femeie nu mai era Mihaela Tatu, ci erau acolo multă lume, nu prea mai aveam ce să mai caut acolo. Și când se face promovarea unei emisiuni care se numește de 3 ori femeie și Mihaela Tatu, care reprezintă de 3 ori femeie, nu este invitată, atunci eu nu mai aveam ce să mai caut acolo și mi-am dat demisia. Foarte simplu a fost. Foarte simplu. Eu rabd mult, mult, mult și înțeleg lucruri și înțeleg comportamentul uman până la un moment dat. Pe vremea aceea practicam comunicarea pasivă, în care răbdeam și dacă îmi făceai așa, era paharul umplut și plecam. Așa s-a întâmplat atunci. Acum n-ar mai fi la fel. Acum am curajul să pot comunica cu cei care au ceva să spună. Eram... Mama mi-a crescut așa, nu întoarce vorba șefilor și oamenilor mai în vârstă. Și asta am făcut. Mulțumesc. Plăcere. Publicul s-a obișnuit cu energia și cu zâmbetul dumneavoastră, însă puțin știu că la un moment dat altceva se ascundea în spatele acestei imagini pline de optimism, și anume faptul că munca în televiziune nu vă mai aducea nicio bucurie. Mai mult, ceea ce făceați pe micul ecran ajunsese să contravină principiilor dumneavoastră. Vă citesc. Am avut o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, în care am tăcut, chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am zis că nu-mi place, am zis că merg mai departe într-o zonă care nu mi-aduce satisfacții. Dar eram singura care întrețineam 3 femei și cu sora mea 4. Mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana, fiica mea, era la facultate și sora mea, Dumnezeu să o odihnească, avea nevoie de sprijinul meu. Aș vrea să-mi povestiți mai multe despre sora pe care ați pierdut-o. Urmează întrebarea. V-ați sacrificat pentru familie? Nu. Nu sacrifici. Dacă faci lucruri... E așa un cuvânt greu. Aleg cuvintele cu grijă. Nu e sacrificiu. În momentul în care tu ești într-o zonă în care poți să câștigi mai mult, în care ai niște beneficii, automat îți ajuți familia. Indiferent. De fapt, și dacă nu câștigam, tot trebuia să-mi ajut familia. Nu m-am sacrificat. Trebuia să fiu acolo și să-mi sprijin familia fără a fi într-o zonă de sacrificiu. Era zonă de sacrificiu dacă făceam compromisuri. Am făcut concesii. Când am simțit că fac compromis, atunci am plecat. Am făcut concesii. Și asta este o zonă de blândețe, de știi ce faci, pentru că e important ceea ce faci și pentru că alții depind de tine. Și dacă depind de tine, doar nu să dai birgul, fugiți. Despre sora dumneavoastră? Sora mea era la Târgu Jiu. Sora mea drăguță era văduvă și avea probleme de sănătate și pensia era mică și din când în când aveam grijă să mai pun acolo câte ceva într-un cont. Nepotul meu avea probleme de sănătate și a avut o operație, la fel, a trebuit să participi puțin. Acum niciunul, nici celălalt mai sunt printre noi. El a plecat acum 2 ani sau anul trecut la 55 de ani. În concluzie, știi exact ce e în spate, nu știi cât e în față. Așa că nu e vorba despre sacrificiu, este despre a trăi puternic în viața ta și dacă tu poți să fii sprijin pentru cei din jur, fă-o. Pentru că asta ți-aduce bucurie. Mie cel puțin mi-a adus bucurie să pot să-i ajut pe ceilalți. Sora mea nu mai e. Nici nepotul meu nu mai e. Era sora Fratele bună. Meu nu mai e. Era sora bună dumneavoastră. Sigur că da, dar de mamă. Sora mea a fost născută în 39, iar fratele meu în 36. O diferență foarte mare de vârstă. Ar fi putut să-mi fie părinți. Nici nu vine să cred că vorbesc atât de repede ca să pot să mă încadrez în acest timp. Da, i-ar fi putut să-mi fie părinți. Niște oameni extraordinari cu care nu pot să spun că am trăit foarte mult, pentru că unul era în Cornu, fratele meu, și sora mea în Târgu Jiu. Cu sora mea am menținut mai mult legătura pentru că era femeie, știi tu, ca între femei. Mulțumesc. În 2008 ați semnat un contract cu o altă televiziune.
Ați lansat mai întâi emisiunea Celebrii sau nu, iar apoi Hanul Tatu. Spuneți așa: am hotărât să arăt telespectatorilor cine sunt, cu bune și cu rele. În sfârșit a venit momentul în care invitații nu mai sunt puși să facă orice pentru audiență. Aceste emisiuni sunt pe sufletul meu. Însă presa nota în acea perioadă că audiențele celor două emisiuni erau mult sub așteptările producătorilor. Citez dintr-un articol: chiar dacă se așteptau la cifre record, știut fiind succesul înregistrat cu De trei ori femeie, Tatu nu a mai găsit puterea să revină. Cifrele mici de audiență ale emisiunii Hanul Tatu vorbesc de la sine. Urmează întrebarea: cât de mult s-a schimbat publicul telespectator? Habar nu am, pentru că nu știu nimic despre povestea aia. Pe de altă parte, unul dintre motivele pentru care am ales Antena 2 atunci, pentru că era vorba despre Antena 2 care s-a transformat acum în Antena Stars, era tocmai pentru că era un post de televiziune mic la care audiența era foarte mică. Iar Celebrii sau nu la Mihaela Tatu era o emisiune de talk show, iar emisiunea la Hanul Tatu a fost o emisiune de folclor fabuloasă care a avut un succes foarte mare într-un moment de sărbătoare. Adică la sfârșit de an fiecare realizator trebuie să se ocupe de o zi din sfârșitul anului. Fie că era Crăciun, 23, 24, 25 sau 1, 2, 3. Ei, pe data de 2 sau pe data de 1 seara mi-a fost rezervată mie ziua să fac la Hanul lui Tatu. Producătoarea Monica, așa, a avut ideea cu acest nume la Hanul lui Tatu. Atât de mare audiență a făcut încât s-a transformat într-o emisiune de sine stătătoare. În concluzie, povestea aia nu știu, nu așa, nu o realizez. N-am auzit de a nu avea audiență la Hanul Tatu, pentru că era o emisiune de folclor autentic, a fost singura emisiune pe care am înregistrat-o în toată viața mea și o emisiune unde veneau interpreți și se simțeau extraordinar de bine și a făcut audiență. Audiență pentru postul de televiziune Antena 2. Care era întrebarea? Cât s-a schimbat publicul telespectator? O, Doamne! De atunci până acum sau de la De trei ori femeie până la Antena Stars, până la Antena 2? Mult. Nu avem, publicul nu fidelizează, publicul român nu fidelizează. Apoi era, nu știu, s-a schimbat. S-a schimbat și la asta, despre asta pot să vorbesc probabil că într-o altă întrebare, pentru că am descoperit schimbarea publicului românesc în perioada, după ce am terminat cu Antena 2, am avut o operație, am avut o pauză de 2 ani de zile și când m-am întors am rămas șocată și de ce se difuzează. O să vorbim, da. Bun. Și de public. S-a schimbat. S-a schimbat. Omul s-a schimbat. Mulțumesc. În 2010, în presă au început să apară zvonuri că ați suferit de o gravă problemă de sănătate. Ați ales să le comentați abia după ce ați știut diagnosticul exact. Ați povestit așa: m-am temut foarte tare că ar putea fi cancer. M-am speriat inițial pentru că îmi creștea pur și simplu burta și nu știam motivul. Adevărul este că am peste 45 de ani și că mi-au apărut niște dereglări hormonale. Mi-a fost recomandată histerectomia pentru că uterul meu găzduia un fibrom de 10 cm, dar nu vreau să-mi fie extirpat uterul. Într-o primă fază v-ați schimbat total stilul de viață. Mai multă odihnă, yoga, meditație, cursuri de autocunoaștere și o alimentație specială. Fibromul s-a micșorat cu 4 cm și atunci v-ați operat. Anul trecut ați vorbit și de alte probleme de sănătate. Vă citez: am mai scos un colecist, am mai operat un genunchi, o incontinență urinară, am rezolvat-o și pe aia, și o hernie. Au fost note de plată. Vreau să știu ce ați face diferit dacă ați lua-o de la capăt? Urmează întrebarea: care a fost cea mai scumpă notă de plată? În primul rând, nu cred că aș face mare lucru diferit, pentru că dacă sunt ceea ce sunt acum, felul în care gândesc și în care mă manifest și cunoașterea la care am ajuns, s-a petrecut tocmai din cauza vieții pe care am dus-o atunci. Ori nu cred că aș fi... Oamenii cresc în momentul în care le este greu. Vorbeam despre experiențele educative. Întrebarea a doua era că am uitat... Care a fost cea mai scumpă notă de plată de până acum? Toate au fost... Și nu sunt note de plată, sunt experiențe prin care dacă treci, dobândești ceva. Deci eu nu le consider ca niște note de plată. Ca și cum, pentru că ar fi fost notă de plată puternică în momentul în care îmi încheiam socoterile cu această existență. Asta este. Însă din moment ce treci prin ceva,
vezi ce ți se întâmplă, îți pui întrebarea de ce și începi să lucrezi la tine, fie că este fizic, fie că este în subtil, da? Pentru că corpul somatizează niște nemulțumiri la nivel energetic și se regăsesc în toate problemele de sănătate pe care le ai. Probabil că ar fi fost note de plată, dar n-au fost, nu sunt. Sunt experiențe care te desăvârșesc pe tine ca om. Perspectiva prin care văd eu toată această poveste e diferită. Cea mai dificilă experiență prin care ați trecut? Nici asta nu pot să spun. Ultima. Două operații pe genunchiul drept. Nu una, două. Cea mai dificilă operație, îți spun, am fost în Dubai și mi-am scrântit degetul mic de la piciorul stâng. Este cea mai urâtă experiență, pentru că a trebuit să stau 2 săptămâni cu niște cizme îmblănite în picioare, că nu mai încăpea piciorul în nimic. Asta e ultima, cea mai recentă. Ceea ce treci în ultima, aia e cea mai neplăcută. Restul, trecut. Mulțumesc. Plăcere. După operația de fibrom uterin, ați luat o pauză de 2 ani pentru a vă reface. În 2013, când ați decis să reveniți în televiziune, ați descoperit că între timp totul se schimbase. Ați spus așa: m-am întors și am văzut un mare jeg. M-am dus cu proiecte pe la diverse posturi TV, doar că formatele mele nu își mai găseau locul, iar ceea ce mi se oferea nu se potrivea cu mine. Eu știu cât sunt de bună, dar pentru mine a fost cumplită ieșirea din media. În acea perioadă grea, fiica dumneavoastră, Ioana, a fost cea care v-a sprijinit inclusiv financiar. Pentru că nu v-ați găsit un loc de muncă în televiziune, ați încercat în alte domenii, dar vă loveați de refuzuri. Vă citez: nu știam încotro să o apuc. 3 luni m-am dat cu capul de pereți. Am încercat la aproape 50 de ani să-mi găsesc de lucru la stăpân, însă unii au spus, păi cum să o angajăm pe tatu? Că asta a fost acolo, e prea bine pregătită profesional pentru ce avem noi să-i dăm de făcut. Ei nu aveau de unde să știe că eu voiam doar un loc de muncă. Vreau să știu ce îi sfătuiți pe cei care sunt nevoiți să aleagă un alt drum. Urmează întrebarea. Cum e să o iei de la capăt la 50 de ani? Așa cum e să o iei de la capăt la 30 de ani sau la 40 de ani. Însă vreau să fac un comentariu. Cuvântul jeg nu mi-aparține. Deci nu știu de unde e venit, probabil din presă sau așa. Nu mă caracterizează, în vocabularul meu nu este acel termen. Am venit și m-am speriat de ceea ce am văzut, dar nu jeg, ăla îl tăiem, nu, e un cuvânt urât. Mă întorc. Nu e ușor. Pentru că la 30 de ani o iei de la capăt cu o anumită energie, la 40 o iei de la capăt cu o altă energie. Ce este important e să știe toată lumea și, cum să spun, în momentul ăsta îmi vine să le deschid mințile și sufletele celor care întâmpină dificultăți, pentru că sunt foarte mulți disponibilizați, văd cursurile care se fac, de asta au și apărut cursurile respective. Să înțeleagă că există loc peste pe acest pământ pentru fiecare. Important este să aibă curajul să învețe ceva nou. Așa cum eu la 30 am renunțat la contabilitate și m-am apucat să învăț radio și tehnic și curente muzicale și genuri muzicale, după care la 40 aproape vin în televiziune, învață televiziunea națională, la 50 m-am apucat să învăț tot ce înseamnă comunicare. Procesul de învățare nu se termină odată cu finalizarea facultății sau liceului. Învățăm toată viața, pentru că așa vin tinerii și impun un anumit ritm. În concluzie, nu dezarmați, nu disperați. Dacă vi se întâmplă ceva, înseamnă că a trebuit să se termine o anumită etapă din viața voastră și începeți să intrați într-o altă etapă în care poate fi mult mai bună, poate fi mult mai înălțătoare. Poate că vă este dat și aveți niște abilități care trebuie spuse în valoare într-un alt domeniu, probabil că nici măcar nu știți nimic despre ele. Nu disperați. Nu trebuie decât să aveți, răsați orgoliile, vanitatea și trecutul deoparte și începeți să puneți întrebări. Ce mă face fericită? Din ce pot să trăiesc? Vă dau timp. Din ce pot să trăiesc? Unde mă pot duce? Care este domeniul care este căutat? Pentru că așa am găsit eu noua nișă. Care este domeniul care este căutat acum? Schimbi paradigma, schimbi felul de a fi, indiferent dacă ai 40, 50 sau 60 de ani, înveți în continuu. Și asta ți aduce și spirit și o claritate mentală. Mentală. Și mentală. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie.
anii de radio și de televiziune, par să vă fi pregătit, practic, pentru cariera în public speaking. În 2013 ați început să faceți cursuri de specialitate. Vă citez. Am făcut cunoștință cu un club de oratorie și leadership, apoi cu cel mai mare eveniment de networking și informare antreprenorială din România, Business Days. Și așa mi-am găsit rostul și utilitatea. Aveam informația, dar îmi mai trebuia metoda. Am început să studiez logopedia și am făcut cursul de Trainer of Trainers. A studiat și psihologia și a dezvoltat un concept nou de comunicare bazat pe respirație și pe echilibrare energetică. Ați spus așa, mai precis, învăț oamenii cum să ajungă la sufletul celor din jur printr-un discurs. Cuvintele rănesc, cuvintele vindecă și ele ne ajută să comunicăm. Urmează întrebarea roșie. De ce cuvinte fuge Mihaela Tatu? Nu fug de niciun cuvânt, pentru că fiecare cuvânt își are rostul într-o anumită situație. Însă nu-mi doresc să rostesc cuvinte cu conotație negativă. Nu fac parte din mine. Exemplu de mai devreme, jeg. Nu fug. Îmi place comunicarea, îmi plac persoasiunea, cuvinte persuasive, adevăr, bucurie, zâmbet, mulțumesc, iartă-mă, te rog frumos. Nu-mi plac jignirile. În momentul în care arunci cuvântul, sunetul este cea mai puternică formă de control a universului. Sunetul, respectiv vibrația, cuvântul este format din multe sunete. Ori să împroști cu energie negativă în jurul tău, este ca și cum tu ai înnota într-o energie negativă. Să faci pe cineva, să-i aduci în jurii. Nu mă caracterizează. Nu mă mai caracterizează de foarte multă vreme. Pe ăla cu coarne, de exemplu, nu l-am spus de când eram de o șchioapă. Nu pot. În bancuri mai zic câte o dată și parcă mă doare limba. Nu. Nu fug. Ci pur și simplu refuz, dacă va fi nevoie, să citesc sau într-o carte. Bineînțeles că rostesc, însă nu fac parte din vocabularul meu. Niciodată n-au făcut parte. Foarte rar mi s-a întâmplat să înjur sau să zic cuvinte urâte. Nu. Pur și simplu. Bucurie! Mulțumesc. Mergem mai departe. În urmă cu aproximativ 10 ani, ați ajuns la Oradea ca să dublați personaje de desene animate. V-a plăcut atât de mult orașul încât ați decis să vă stabiliți acolo. Vă citez. Am urcat totul într-un tir, bibliotecă, mobilă, câine. M-am urcat și eu în cabină și am plecat într-un oraș de care nu mă lega nimic. Întrebată de ce ați ales să urcați și dumneavoastră în cabina tirului, ați răspuns așa. Pentru că vrei să înveți, pentru că vrei să experimentezi și vă spun, cum se vede lumea de acolo, este ceva ce merită încercat o dată în viață. Urmează întrebarea. Cum se vede lumea dintr-o cabină de tir când lași totul în urmă? Nu când lași totul în urmă. Cum se vede lumea dintr-o cabină de tir? În primul rând, toate mașinile parcă trec pe sub tine. Scaunul are amortizare bună și uite așa faci. Pe de altă parte, există posibilitatea să dai peste un șofer de tir titrat cu care ai niște discuții filozofice. Și este extraordinar. E foarte fain când vezi totul de sus în jos. Mi s-a mai întâmplat asta când zburam cu parapanta și aveam o viziune asupra tot ceea ce se întâmplă. Îmi place să experimentez chestii noi tot timpul, constant, indiferent de vârstă, indiferent de ce. Îmi place asta. Am băgat-o la capitolul experiențe și curiozități, pe care era păcat să le ratez. Foarte fain, de sus. Bine, cum este lași Bucureștiul în urmă? Numai în momentul în care mi-am dat calul, în momentul în care m-am mutat de la apartamentul pe care l-am avut și am vândut ca să Ioana să aibă ce-i trebuie, eu m-am cam vindecat de atașamente. Nu mai am atașamente. Dacă mâine ar trebui să mă mut din Oradea, m-aș muta din Oradea, dacă e ceva ce rezonează cu mine. Dacă ar trebui să plec din România, pentru că, ce știu, m-aș simți foarte bine în altă zonă, aș pleca. Nu mai am atașamente nici față de oameni. Există iubirea care vine constant și nici de locuri. M-aș întoarce și alalteri în București dacă aș avea un motiv solid. Altfel nu am, nu mai... Atașamentul generează durere. Fie că este așteptare nesatisfăcută, fie că este ignoranță, fie că este, cum să zic eu, repulsie pentru faptul că nu ai ceea ce-ți dorești. Atașamente nu.
Nu are importanță. Sănătatea are importanță. Rămânem aici. Iubiți Oradea și oamenii ei, liniștea și bucătăria zonei, dar spuneți că ați învățat să nu vă mai atașați de lucruri, de locuri și de situații. Vă place să călătoriți mult, atât pentru relaxare, cât și pentru cursurile pe care le țineți în toată țara. Ați calculat zilele pe care le-ați petrecut acasă în 2017 și nu în sumă mai mult de 3 luni. Vă citesc. Merg la Berlin, Chișinău, Timișoara, Iași, Brașov, București, Cluj, Constanța, cam așa. Îmi priește, dar pentru mine nu este important orașul unde muncesc, ci important este locul în care mă retrag ca să mă odihnesc și ca să mă încarc de energie pozitivă. Iar Oradea, orașul în care v-a stabilit, vă oferă această stare de bine. Mai mult, mărturisiți cu mâna pe inimă că cel mai frumos loc de pe pământ este la dumneavoastră în suflet. Aș vrea să-mi spuneți ce v-a făcut așa de înțeleaptă, viața sau încercările ei? Urmează întrebarea. Face înțelepciunea viața mai ușoară? Da, bineînțeles că da. Înțelepciunea și situațiile prin care treci și din care înveți. Că, repet, spuneam mai devreme, poți să treci prin tot felul de situații dacă nu înveți nimic. Nu se lipește nimic de tine? E o problemă. O servești încă o dată mai puternic. Da, înțelepciunea este foarte importantă. Și te duci acolo unde ți este sufletul, trupul, mintea și sănătatea în confort. Unde ești nu într-un echilibru, echilibru este de conjunctură și foarte, foarte dinamic. Ești într-o stare de armonie cu tine însăți. Și atunci când descoperi asta, e important. Oradea este fabulos, adică climă bună, nu mai scârții, nu mă mai dor genunchii. Bucătăria mă cam deranjează că atunci, în prima perioadă, chiar m-am îngrășat. Felixul este la doi pași, am apusenii care mi-o stoiesc dragul de munte. Sunt brașoveancă, am nevoie de munte, am nevoie de pădure. Da, înțelepciunea este importantă și înțelepciunea se capătă odată cu înaintarea în vârstă, când treci prin tot fel. Permite-ți să greșești și să înveți din ceea ce ai greșit. De acolo vine înțelepciunea. În tinerețe ai prea multe de experimentat ca să fii și înțelept. Ar fi absurd. Mulțumesc. Despre educația primită în familie ați spus așa. Nici atunci și nici acum școala pentru părinți nu există. Mama și tata v-au crescut cum au știut ei mai bine, dar este evident că regulile impuse de un părinte contrastau puternic cu libertatea oferită de celălalt. Mama își dorea să fiți o domnișoară cu minte, îmbrăcată în rochii la care asortați mănușile, poșeta și pantofi de lac. De cealaltă parte, sunteți convinsă că tata și-ar fi dorit să vă nașteți băiat, prin urmare, v-a alimentat impetuozitatea, curiozitatea și creativitatea. Cele două tipuri contrastante de educație și-au găsit loc în personalitatea dumneavoastră și ați recunoscut că de-a lungul vieții ați folosit ce v-au învățat ambii părinți, devenind femeia de astăzi. Urmează întrebarea. Cu cine seamănă azi Mihaela Tatu? Cu Mihaela Tatu. Nu mai seamănă nici cu mama, nici cu tata. Niciodată n-am putut să spun că seamăn doar cu unul sau doar cu celălalt. Sunt un complex de însușiri care prin muncă multă s-au transformat în calități sau multe dintre ele lăsate la stadiul de însușiri, însă intenționez ca până când plec din această poveste care se numește viața mea să intru acolo în zonă și să mai fac câte ceva pentru sufletul meu. Mihaela Tatu seamănă cu Mihaela Tatu, iar de-a lungul vieții Mihaela Tatu nu a avut un singur, că mulți mă întreabă, dar model, nu există un model, de la tine iau ceva, de la băiatul care în spatele camerei iau altceva, de la tanti cu care m-am întâlnit iau altceva, fiecare om are ceva de oferit dacă ai deschiderea în minte și suflet să primești, să discerni și să alimentezi propria existență și să pui în aplicare, pentru că acțiunea, ceea ce faci cu informațiile pe care le dobândești, aia contează. În concluzie, Mihaela Tatu acum seamănă cu Mihaela Tatu și este într-o continuă transformare. Ca noi toți, sau cel puțin așa ar trebui. Mulțumesc! Fiica dumneavoastră, Ioana, are 38 de ani și lucrează acum ca programator în Germania, la Berlin, și a terminat a treia facultate. Vă citesc. Ioana a fost un copil bătrân. Are un fel de seriozitate. Acum este pe picioarele ei, într-o țară străină, și se descurcă foarte bine. Este o tipă strașnică, de nădejde, pe care te poți baza, cu preocupări și pasiuni extraprofesionale, echilibrată și cu mult umor. Fica dumneavoastră vă alintă păpușa, pisi, mamă, mumă,
sau coțofană. Reușiți să păstrați o relație foarte frumoasă și apropiată în ciuda distanței de mii de kilometri care vă desparte. Ați spus așa: acum sunt o mamă foarte vie, dar am fost câteodată prea cloșcă, protectoare, alteori absentă. Model pentru mine este fiica mea. Urmează întrebarea: ce-a învățat cloșca de la pui? Ai uitat să spui cât de dictatorial am fost într-o perioadă când Ioana mi-a zis că abuzez de condiția mea de părinte și că am început să semăn cu mama și m-am repliat imediat. Multe am învățat. Am învățat conceptul real de integritate. Am învățat că sinceritatea este o noțiune clară și fermă. Te rog frumos, trebuie să spui adevărul. Nu poți să minți. Mie poți să-mi spui adevărul. Cine sună mama? A, tanti, vezi că dacă-i tanti, să-i spui că nu sunt acasă. Alo? Da? Dar cum să nu? Rezolvă-ți singură problemele. Am învățat niște noțiuni și niște valori despre care credeam că știu totul, însă aplicam episodic și în funcție de context. Ea mi-a spus că integritatea este integritate indiferent și cu exemplu clar, indiferent de poveste, sinceritatea este sinceritate indiferent de context. Foarte multe. Am învățat să nu procrastinez, am învățat tenacitatea unei zodii de apă care miorle tot timpul cât face câte ceva, dar nu se oprește din drum și care duce lucrurile la bun sfârșit. Deci este extraordinară. Am învățat să fiu. Și am învățat să fiu mamă. E cel mai frumos lucru pe care poate să-l trăiască o femeie. Să fii mamă. Multe am învățat. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Fiica dumneavoastră v-a inspirat să renunțați la fumat, să vă apucați de yoga și să deveniți vegetariană. Datorită acestui regim de viață, vă citez, începusem să-mi reglez zilnic digestia, fără a apela la alte metode artificiale, lucru care m-a bucurat foarte mult. Mă simțeam mult mai ușoară și mult mai energică. V-ați impus să duceți un stil de viață cât mai sănătos, mai ales că la un moment dat, cântarul v-a arătat aproape 100 de kilograme. Ați slăbit atunci 23 de kilograme în aproape un an. Vă citesc din nou. M-am străduit să renunț la băuturile răcoritoare din comerț pentru că sunt otrăvuri cu efect întârziat. Apoi, destul de greu, am renunțat la fumat. Pot scăpa de orice viciu. Mi-am demonstrat de-a lungul timpului. Vreau să știu câtă ambiție aveți. Urmează întrebarea roșie. La ce nu puteți să renunțați? În acest moment nu mi-am pus în minte asta. Sunt cumva cumpătată în momentul în care sar calul, pentru că moștenirea mea genetică este asta. Micuță de înălțime, talie mică, gât mic, sâni mari, șolduri. Asta e moștenirea mea genetică. Cu un număr de celule adipoase probabil mai mare. În concluzie, trebuie să țin sub control tot timpul această poveste. Nu mai doresc să mai iau kilograme, pentru că, nu atât de mult, pentru că aspectul nu este... M-am obișnuit la un moment dat, nici nu-mi dădeam seama că mai sunt, că sunt plinuță, atât de plinuță. Ci faptul că am genunchii operați, că am o vârstă, că de la această vârstă începe să funcționeze osteoporoza, că trebuie să am grijă de mine, iar urarea fiicei mele, de ziua ei, i-am spus să fii sănătoasă, ce să-ți iau de ziua ta, și mi-a spus nu trebuie să-mi iei nimic. Cadoul pe care vreau să mi-l faci este acesta. Te rog frumos, ai grijă cum trăiești, ce vorbești, ce mănânci, ca să nu-ți fiți, nu, să nu fi, să nu stai pe capul meu și să-ți fi ție o povară. Le-am povesteam prietenelor mele și zice, vai, dar cum a zis așa ceva? E real. De asta o iubesc pe Ioana, pentru că este sinceră. Pentru că mi-aș fi mie o povară și conștiința mea ar fi început să macine și să mă simt într-un disconfort total. De unde rezultă că dacă acum trebuie să sar calul, cum s-a întâmplat anul trecut, din cauza pandemiei, am pus 7 kilograme. Am slăbit 27 de kilograme, aproape 30, în 2 ani și jumătate de pandemie. Bineînțeles că am pus pe mine. De la ce? De la acele băuturi carbogazoase și turtă dulce, că am stat cu laptopul în față și am mâncat. Ei, anul trecut, imediat m-am repliat. Detoxifiere, un regim alimentar deosebit, imediat m-am... Nu, dacă trebuie să renunț la ceva, renunț, punct. Nu am... E simplu. Mulțumesc.
Publicul vă știe ca fiind o femeie cochetă, iar în presă s-a scris, citesc dintr-un articol, în perioada în care era pe val, nu ieșea niciodată nemachiată și nu dădea nici măcar un interviu până nu stătea o oră să se aranjeze cu make-up artistul ei. Ați apelat și la injecțiile cu Botox ca să vă mențineți fermitatea tenului, iar în 2013 ați vrut să vă micșorați sânii. Ați spus așa, toată viața mi-am dorit mai mici, dar când medicul mi-a spus că vor rămâne cicatrici mari și urâte, m-am speriat teribil. În 2015 ați apelat la criosaună ca să scăpați de celulită și de kilogramele în plus. Practic, ați intrat într-o capsulă verticală în care temperatura scade chiar și la minus 180 de grade Celsius, afară rămânând doar capul și mâinile. Vreau să știu ce faceți astăzi pentru întreținere și imagine. Urmează întrebarea. A reușit Mihaela Tatu să înghețe timpul? Unu, nu am make-up artist. Mă machiez singură de... Și astăzi am venit eu, m-am machiat. Mă machiez singură de 10 de ani, în afară de momentele în care mă duceam la... Presa m-a fotografiat de foarte multe ori nemachiată, pentru că vreau tenul meu să respire în momentul în care nu sunt la televizor. Ori acum, de când nu mai sunt la televizor, îți dai seama că e o bucurie și o plăcere. Doi, criosauna nu era atât de mult pentru celulită, ci pentru articulații, pentru că sportivii de performanță practic această metodă. Aveam operațiile de la genunchi și practică, fotbaliștii, de exemplu, au acasă câte 2-3 aparate din astea, practică această metodă pentru a-și vindeca articulațiile. 3. Apropo, să știi că nu mi-a trecut încă din minte că aș vrea să-mi mișore sânii, că nu e o regulă, te doare spatele. N-am să înțeleg niciodată pe fetele care își pun sâni, nu poți să alegi, nu poți să dormi pe burtă, atârnă, deci e cumplit. Însă, de fiecare dată când am bănuție, mai degrabă îți dau ție să botez pe cineva, mai degrabă dau o burță la un copil, mai degrabă fac ceva altceva, sau plec în călătorii. Amân pentru că mi-e frică. Mi-e frică și acum, în momentul în care treci prin operații pentru că trebuie, parcă nu-ți vine să te duci de bunăvoie și nesili de nimeni să faci ceva, când știi ce te așteaptă. Dacă am înghețat, nu mă mai gândesc la ani și la timp. Nu mai am timp să stau să mă gândesc la ani, la ce ai de făcut. Am atât de multe lucruri frumoase de făcut. N-am timp să stau să văd, vai de mine, a mai apărut un rid. Să apară, că înseamnă că e experiență. Da, mai atârnă câte ceva, atârnă, că nu mai am 20 de ani, e normal. Îmi asum vârsta, mi-o asum și mi-e dragă, pentru că am norocul să fi prins această vârstă, spre deosebire de mulți tineri care au plecat din jurul meu, au plecat. Sunt o norocoasă, am prins, iată, 60. Asta spune ceva despre moștenirea genetică. În concluzie, am înghețat pentru că nu mă mai gândesc. Masaj nu-mi lipsește, adică obligatoriu, pentru că masajul face bine, corpul este sănătate. E important ce bagi în gură, e important ce gândești și cum gândești. Și fă-te utilă, trezește-te dimineața cu gândul să-ți aduci ție bucurie și celorlalți. Găsește sentimentul de utilitate în ikigai-ul, sensul vieții, scop, obiectiv și gata. Mulțumesc! Vă citez. Feminitatea nu înseamnă nici femeie bărbat bine, dar nici o pisică leșinată, femeie rucsac sau liană, ci să știi să fii tu însăți, să știi să-ți menții echilibrul al tău și al familiei tale. O femeie trebuie să știe că într-un conflict cel deștept cedează, să meargă pe drumul ei, fără să se uite în grădinile altora, să se dezvolte profesional, necălcând pe cadavre, să știe să spună nu atunci când nu e tratată cu respect, să știe să se comporte în societate și să inspire feminitate, grație, gingășie. Nu uitați să fiți ceea ce v-a lăsat divinitatea, femei. Vreau să știu cum credeți că mai poate fi păstrată feminitatea, având în vedere toate problemele cărora femeile trebuie să le țină piept în societatea modernă. Urmează întrebarea. Este feminitatea pe cale de dispariție? Să știi că nu numai în societatea modernă femeia este provocată. Vorbeam la început. Femeia este un concept sau așa complex. Și pe vremea bunicii mele era cumplit, pentru că a prins primul război mondial și al doilea război mondial. Deci atunci a fost cumplit, când avea ce să mănânci. Nu știai dacă prinzi a doua zi. Deci a fost îngrozitor. Însă femeile atunci au păstrat feminitatea. Nu știu dacă
pardon, Victoria Lipan a fost mai puțin femeie, cu toate că a fost foarte hotărâtă, sau mai puțin feminină, când a fost foarte hotărâtă să meargă să-și descopere, să-și caute soțul. Cred că feminitatea este pe cale de dispariție pentru că mentalul feminin consideră că trăiește, și vorbesc despre România în mod deosebit, trăiește într-o lume masculină. Și mi-aduc aminte ce mi-a spus mie odată o doamnă, că dacă vrei să reziști într-o societate masculină, trebuie să te lupți cu bărbatul, cu armele lui. În primul rând, nu există luptă, există o competiție reală la serviciu. Dacă, doar acolo, în rest nu suntem egale cu bărbații, din potrivă. Suntem yin și yang, ne completăm unul pe celălalt, există complementaritate. În al doilea rând, dacă pornești cu armele lui, ești pierdută din start. Fii ceea ce ți-ești de dat să fii. Înțelepciune. Ce face diferența este cunoașterea. Știi ce se pierde? Femeia, ce s-a pierdut? Să ai cunoaștere, pentru că informația este cel mai puternic factor care face diferența. Să ai cunoaștere și informație din domeniul pe care ți l-ai ales ca job, ca serviciu. Fii foarte bine pregătit profesional și rămâi ce ți este dat să fii, femeie. Nu trebuie să nici să arăți prea mult, nici să acoperi prea mult, nici să... Trebuie doar să fii tu, fără să dai mâna cu partenerul smulgându-i umărul din cot și nici să vorbești prost așa. Pentru că mi s-a întâmplat să fac cunoștință cu tot felul de fete și când am dat mâna cu ele, mi-au strâns mâna, de am zis că îmi dislocă umărul și cotul din încheietură. Nu, aia este feminitate și nici fermitate, și n-ai să reușești într-o lume a bărbatului fiind așa, nici dacă porți pantaloni. Fii ceea ce ți este dat să fii, însă fii deșteaptă. Simplu. Deșteaptă, citită, isteață, intuitivă, pentru că asta e alta. Așa. Mulțumesc. Cred. Mergem cu o întrebare roșie. Ați vorbit fără perdea despre viața dumneavoastră intimă, vă citez, sunt o tipă pasională, vulcanică, iubesc până la epuizare. Ați spus că prima noastră experiență sexuală a fost la vârsta de 19 ani și nu ați ascuns că aveți o slăbiciune pentru bruneții cu bâzdâc și blonzii arși de soare. Susțineți că ați fi riscat o aventură cu Al Pacino, Michael Douglas sau Adrian Pintea. Ați spus așa: patul e pentru dormit, dragoste poți oriunde, atâta vreme cât te simți ok. În plus, trebuie să știi să comunici cu partenerul, să-i spui ce vrei și ce-ți place și să nu te ferești să-i faci complimente atunci când merită. Vreau să știu cât de multă imaginație are Mihaela Tatu în materie de amor. Urmează întrebarea roșie. Unde și-a făcut de cap Mihaela Tatu? În primul rând, nu mi-aduc aminte să vi spus despre oamenii ăia de acolo. Cine a zis? Al Pacino, Michael Douglas, Adi Pintea, mi-a fost prieten, drag la călării. Nu știu când am spus așa ceva, dacă am spus așa ceva. Unde și-a făcut de... Peste tot. Unu, ceea ce se întâmplă între un bărbat și o femeie care se iubesc, se întâmplă între un bărbat și o femeie care se iubesc. Punct. E lumea lor. Este fantezia exprimată a fiecăruia. E păcat să-și țină unul sau celălalt fantezia la nivel de fantezie și să nu o exprime și să trăiască o frustrare, nu? Dacă ai un partener cu care să poți comunica, unde vrei tu, oriunde, e atât de simplu. Când iubești, nu contează. Important este să nu deranjezi pe nimeni. Și dacă ai deranja, e casa ta, totuși. Oriunde. Mulțumesc. Plăcere. Continuăm cu o întrebare roșie. Credeți în dragoste, dar nu într-o dragoste unică pentru toată viața. Nu v-ați mai căsătorit niciodată după divorț, iar dacă ați avut mai multe relații, iar despre una dintre ele ați spus că a fost asemenea unei căsnicii. Vă citez. Am fost colegi ani de zile la Brașov și ne-am reîntâlnit într-o vizită a mea acasă. Și s-a întâmplat. A ținut 10 ani și a fost ca o a doua căsnicie, dar fără acte. Eu am învățat un lucru. Las viața să își facă numărul. Nu mai forțez nimic. Fiica mea îmi spune, mă, mamă, mai expune-te și tu, că la tine la poartă sună numai poștașul și gunoierul. Fă ceva. Vreau să știu dacă există astăzi cineva special în viața dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. De câte ori sună poștașul la ușa dumneavoastră? Când îmi aduce pensia. Nu. Unu,
cred în acea iubire, să știi. Nu știu de unde sunt alea. Eu cred în acea iubire, aia. Nu aștept, nu mai aștept nimic. În schimb, dacă vine, ușa e deschisă. Este... Văd conceptul de iubire puțin diferit. Pentru mine și respectul. Iubirea e ca un diamant, așa, cu multe, multe fațete. Și toate lucrurile astea, sinceritate, onestitate, respect, încredere și așa mai departe, fac parte iubirea față de tine, față de ochelari, față de animalul de companie, țară, patrie, imn și așa mai departe. Sunt fațete ale iubirii. Când ajungi să conștientizezi că iubirea e mai mult decât iubirea față de un bărbat, atunci iubirea este. Și să te rogi în fiecare clipă să ai posibilitatea să cunoști toate fațetele diamantului acela care se numește iubire. Da, sunt singură, însă nu sunt însingurată. Adică nu am un partener, dar sunt un om. Sunt o femeie care trăiește, vibrează, se bucură. Dacă o să apară vreun partener, e problema lui, însă deocamdată am atât de multă treabă de făcut, încât las lucrurile să curgă. Însă nu las lucrurile să curgă dintr-o zonă de abandon sau de resemnare, ci las lucrurile să curgă dintr-o zonă de înțelegere a lor. Cred că asta face diferența. Mulțumesc. Vă citez. Nu suntem mulțumite de bărbații noștri pentru că sunt slabi, sunt bădărani, grobieni, dar trecem cu vederea faptul că noi i-am crescut, noi i-am făcut, noi i-am educat. Credeți că o femeie adevărată poate să facă orice, dar că un bărbat adevărat nu îi va permite acest lucru și recunoașteți că mulți bărbați v-au spus deschis că îi intimidați. Nu-i de mirare pentru că nu dați deloc dovadă de îngăduință față de ei. Vă citesc din nou. Nu are ce să caute în fața mea ăla pe care îl intimidez. La urma urmei, sunt doar o femeie care a învățat să se descurce singură, care își vede de treabă și care este independentă. Vreau să știu dacă pentru a vă impresiona, un reprezentant al sexului masculin trebuie să fie de 3 ori bărbat. Urmează întrebarea. Le este frică bărbaților de dumneavoastră? De foarte multe ori, când făceam emisiunea de 3 ori femeie, erau bărbați care veneau și îmi spuneau: Doamna Mihaela, dacă îmi faceți o emisiune și de 3 ori bărbat? Și le răspundeam de fiecare dată același răspuns pe care ți-l dau și ție acum. Nu trebuie să fii de 3 ori bărbat, trebuie să fii bărbat odată, dar bine. Femeia este cea care. Dacă intimidezi, eu intimida, eu știu, dar e treaba lor. Ceea ce am spus acolo este real. Dacă intimidez un bărbat, înseamnă că nu avem ce să... Eu sunt doar o femeie. O femeie cu bucurii, cu un anumit fel de a fi, cu multă energie, isteață, cu simțul umorului, care nu suportă grobianismul și nu suportă... Hai că vin să te aștept. Unde vrei să mergem? Cam o vilă nu știu unde și o casă nu știu unde. Cu ce mașină vrei să vii să te iau? Cu aia sau cu aia? Nu mă impresionez. Nici vilele, nici mașinile, nici nu. Mă impresionează deschisul ușii la mașină. Mă impresionează deschisul ușii în momentul în care intri într-o încăpere. Mă impresionează să-mi ții haina. Sunt poate că o tipă de modă veche. Mă impresionează bărbatul care simte când este ceva, care intervine, care pune întrebări. Bărbatul care știe să o crotească și să facă o femeie să se simtă în siguranță. Nu-mi plac bărbații copii pe care să te apuci să-i crești. Nu suport în jurul meu așa ceva. Nu mai stai să mai crești. Dacă nu e, nu e. Avem altă treabă de făcut. Nu. Poate că intimidez. Stau și mă gândesc când or să vadă emisiunea asta ce or să zică bărbații acasă. Eu știu, nu știu dacă intimidez sau nu. Am foarte mulți prieteni bărbați, mulți, și sunt adevărați și de drum. Vă dau timp. Însă pe mulți dintre ei nu i-aș vrea lângă mine. Sunt doar prieteni. Și în acea zonă de colaborare profesională sau în anumite evenimente, mergem, suntem extraordinari, facem echipa grozavă. Dar nu i-aș vrea lângă mine. Și consider că soțiile lor sunt niște eroine. Mulțumesc. V-ați arătat de-a lungul timpului foarte atașată de animalele de companie. Mulți dintre telespectatori și le amintesc cu siguranță pe Golden Retriever-ul Gore, care devenise un adevărat
personaj de presă și a cărui biografie ați publicat-o pe blogul dumneavoastră. Vă citez. Până la vârsta de un an și jumătate am mâncat o perie. M-a atras în lacul Iore din București, unde am căzut îmbrăcată în luna octombrie cu telefoane în buzunar. Apoi, în prăpăstiile Zărneștului, a intrat cu botul într-un viespar, stârnind roiul asupra cui credeți. De atunci, eu nu mai am reumatism. L-ați pierdut pe Gore în 2019, iar acum o aveți pe Tera. O iubiți atât de mult încât, întrebată ce ați luat cu dumneavoastră pe o insulă pustie, ați răspuns așa. Presupunând că insula are apă dulce, iar în categoria lucruri intră totuși o ființă, aș lua cu mine câinele pentru că depinde de mine. I-aș lua jucăria preferată ca să nu se plictisească, în timp ce eu aș asculta muzică și audiobook-uri la un ceva, adică al treilea obiect. Urmează întrebarea. Rămâne câinele cel mai bun prieten al Mihaelei Tatu? M-am emoționat când ai vorbit despre Ioana, așa cum despre Gore. Am avut cal. A fost extraordinar. Iubesc cai, acum nu mai. S-a mărit. Nu rămâne. Am oameni care sunt buni prieteni. Însă câinele intră într-o altă categorie. Este acea iubire necondiționată, este bucuria de a te aștepta cineva acasă, disperat. Pe de altă parte, e puțin neplăcut când știi că emoțional depinde de tine, e neplăcut pentru tine. Însă ai posibilitatea să oferi din prea plinul tău de iubire și de afecțiune, să-i oferi animalului respectiv. Este fabulos, mă scoate din casă. Eu am început să-mi recuperez. Așa am scăpat de depresie după acele 6 luni în care am avut genunchiul praf. Ioana Gore, i l-a dat. A trebuit să-l scot dimineața, să-l scot seara, câte o oră, oră și jumătate. Tera acum mă scoate la fel din casă. Indiferent de vreme, indiferent de temperatură, indiferent dacă plouă, ninge, tună, fulgeriu, trebuie să ies cu câinele la plimbare. Ce bine e! Bineînțeles că bombă înainte de a o scoate, însă când sunt deja afară și văd bucuria cu care aleargă și vine la mine și iar aleargă și iar vine la mine, îmi umple sufletul. Nu este cel mai bun prieten, este un prieten fidel care este alături de mine și de care voi avea grijă fără dar și poate. Mulțumesc! Una dintre marile noastre bucurii este să călătoriți. Vă citez. Sunt neobosită. Îmi place să cunosc obiceiurile și tradițiile altor popoare, sărbătorile și costumele lor populare. Îmi place să gust din mâncarea lor tradițională, să le descoper unicitățile și ce îi face speciali în anumite domenii. Ați colindat în America de Sud. Ați fost într-o călătorie spirituală în India și ați vizitat multe țări din Europa. Vă place să aflați poveștile oamenilor din locurile pe care le vizitați și să admirați capodoperele create de natură în diverse colțuri ale lumii. Vă citesc din nou. Din fiecare călătorie mă întorc acasă încărcată de cunoaștere și de înțelepciune. Și încă o dată am realizat că oameni există în toate colțurile lumii. Vreau să știu dacă vă relaxează anonimatul pe meleagurile străine. Urmează întrebarea. Când vă adunați de pe drumuri? Ce întrebare! Am oameni care mă întâlnesc cu ei și îmi zic: Mihaela, săraca, tot pe drumuri. Cum să le explic eu că este bucuria mea majoră? Că îmi place să călătoresc. A fost unul dintre obiectivele pe care le-am avut de-a lungul vieții, însă n-am putut pentru că responsabilitățile despre care vorbeam mai devreme m-au oprit. Ei, acum, dacă aș putea, nici aș mai dea pe acasă, mi-aș lua câinele, un ven dacă aș avea și carnet și aș pleca, aș face turul lumii, uite așa, din țară în țară, pentru că sunt însetată de a vedea lucruri noi, oameni noi. Vorbeai despre anonimat, să știi că m-am obișnuit cu anonimatul și aici. Mă simt bine cu mine și atunci nu mai contează sub nicio formă dacă mă recunoaște cineva sau nu mă recunoaște cineva sau sunt oameni care mă recunosc însă nu vin spre mine sau nu mai contează asta de mult, de 10 ani, de când am început să mă simt bine cu ființa mea, când eu sunt foarte importantă. Dar îmi place să călătoresc și m-aș mai duce și m-aș duce tot timpul și mai am câteva obiective. Sunt lucruri, sunt zone pe care nu le-am văzut. Însă trebuie să ajung în sudul Spaniei, să ajung în sudul Portugaliei. N-am văzut țările nordice, astea din Europa. Și mai am țări. Pământul e mare. Să pot să am putere să muncesc, să câștig bani, ca să mă pot duce în călătorii. Asta este
Planul. Așa că da, și să înțeleagă oamenii care mă tot compătimesc că de fapt sunt o norocoasă. Sunt o norocoasă că încă pot și încă pot să-mi permit. Cu trenul, îmi place să merg cu trenul, n-am treabă. Pe jos, merg kilometri pe jos. E fabulos să mergi. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Dezvoltarea noastră interioară a cunoscut mai multe etape. A început cu yoga și a continuat cu multe călătorii în locuri încărcate de spiritualitate din lumea întreagă. Ați spus că marea realizare a vieții dumneavoastră este pelerinajul Camino de Santiago de Compostela, pe care l-ați făcut în 2012. Este unul dintre cele trei pelerinaje importante ale creștinismului, alături de cele de la Ierusalim și Vatican. Ați mers pe jos, pe drumul Sfântului Iacob, de la poalele Pirineilor din Franța, prin zeci de localități, până în Santiago de Compostela, în nord-vestul Spaniei. Ați spus așa: la 6 ani de la operația de genunchi, am făcut un traseu de 826 km pe jos, în 6 săptămâni. În acele zile ați reflectat la cine erați și la ce vă doreați cu adevărat și v-ați regăsit liniștea. Vă citez: mi-am dat seama că nimeni, dar nimeni, nu e vinovat de alegerile pe care le-am făcut în viață și că eu și numai eu port responsabilitatea deciziilor mele. Am făcut cunoștință cu toți demonii din mine. Urmează întrebarea roșie. Ce demoni vă mai bântuie? Mai sunt, mă trezesc câteodată dimineața, mai ales dacă mi-a fost rău, cu gândul că să fiu pregătită pentru orice, nefiindu-mi teamă de final. Ce mai am? Mai amân, mai procrastinez, mai amân. Asta e un lucru neplăcut. Mă place să mai lenevesc. Mai sunt câteodată impulsivă. Reacționez sub influența primului impuls și după aceea văd că dau cu capul de sus. Este focul din mine, un berbec, un ascendent în leu, da? Însă cred în adevăr. Sunt fascinată de oameni cu ce mai, încă mai pun oameni pe piedestaluri. Văd oameni pe care îi admir, însă nu mă mai necăjesc dacă anumite gesturi pe care le fac nu-i mai dau jos de pe piedestal. Îi las acolo, cu gândul că omul este complex, cu bune și cu rele. Mai am așa lucruri la care mai am de lucru. Sau mai am stări și emoții la care mai am de lucru. Însă, de asta avem tot timpul în față. Cel mai mare? Să termin lucrurile. Lucrurile pe care le încep să le termin. Încă sunt sub influența adrenalinei. Îmi plac începuturile. Îmi place să muncesc. Cu cât e mai greu un început, cu atât îmi e mai ofertant și mai provocator. Însă dacă am văzut că se rezolvă, termină tu lucrul, că eu mă duc în altă parte unde din nou am provocare. La asta mai lucrez. Să învăț să termin lucrurile. Mulțumesc. Aveți o relație specială cu Dumnezeu, vă citez: Doamne, Doamne, ne iubește pe toți, dar față de mine are o slăbiciune. Mi-a dat un destin din care am avut ce și de la cine să învăț. Uneori cu durere, alteori cu o fericire greu de măsurat, dar am învățat, am crescut și mai am destule de aici înainte. Deși ați acceptat lecțiile pe care le-ați primit de la viață, credeți că Dumnezeu nu a fost întotdeauna corect cu dumneavoastră. Vă citesc din nou: uneori mă iau la harță cu el. Dacă tot sunt fiică ta, de ce m-ai abandonat? Dacă tot vrei să mă înveți o lecție, de ce nu ești mai blând cu mine? Vreau să știu care este cel mai mare reproș pe care i l-ați făcut lui Dumnezeu. Urmează întrebarea: de câte ori v-ați luat la harță cu Dumnezeu? Pe Camino. Ăla a fost singurul moment în care, și ceea ce ai citat, a fost dialogul pe care l-am avut pe marginea unui drum, lângă un canal unde era un miros infect și unde eu mă certam de zor cu el, cu E mare, pentru faptul că nu obosisem, însă începuse să-mi dispară bucuria de a merge, să termin lucrurile, da?
Ăla a fost momentul. După aceea, după Camino, lucrurile s-au schimbat în mine. Am făcut toate cele trei pelerinaje creștine. După Camino, lucrurile s-au schimbat, s-au așezat, am înțeles de ce primesc, ce trebuie să fac, care este procesul de înțelegere, care este procesul de asimilare și mai ales de curaj să treci prin. Dacă primesc, înseamnă că mai am lucruri de învățat. Și nu... E așa, semeni, vânt, culegi furtună, semeni bucurie, culegi euforie. E foarte important gândul pe care îl ai, cuvântul pe care îl adresezi, emoția pe care o simți atunci când faci un lucru. Este importantă relația pe care o ai cu oamenii, relația pe care o ai cu tine însăți, trecând prin prisma faptului că ești făcut după chipul și asemănarea lui. Credința mea este de nestrămutat și știu sigur că și în mine, și în tine, și în fiecare dintre cei care suntem aici în acest platou, există divinitate și există dumnezeire, pentru că este acel pe care l-am primit atunci când am intrat în această viață. Și dacă primim, primim pentru că sunt rezultate ale acțiunilor noastre în această existență sau în altele. Nu-i reproșez nimic. Vă dau timp. Da, nu-i reproșez absolut nimic. Îi mulțumesc în fiecare zi pentru faptul că mai dă o zi în care să învăț, să experimentez, să cunosc oameni și dacă mi se cere să împărtășesc și celorlalți. Și îi dăruiesc lui în fiecare zi rezultatele acțiunilor mele pe care încă nu le-am făcut. În fiecare dimineață îi dăruiesc rezultatele acțiunilor mele din acea zi ca să mă inspire. Că se numește creator, divinitate, sursă, indiferent cum se numește. E Dumnezeu, e în mine și în tine și în fiecare. Așa sunt eu. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. În 2015 spuneați că ați reveni în televiziune dacă vi s-ar oferi formatul potrivit și chiar ați făcut câteva încercări. În 2018 ați realizat emisiunea De vorbă cu Mihaela Tatu, în care ați avut invitați oameni de valoare din diverse domenii, printre care părintele Necula, artiștii Stella Enache și Adrian Despot sau profesorul Dumitru Constantin Dulcan. Tot în 2018 v-ați întors la trusul de televiziune care v-a consacrat și ați participat la reality show-ul De la fermă, în care ați avut rolul negustoresei Mărioara. În 2020 ați realizat pastirea zilnică Darul Cărții, iar în 2021 ați făcut roast la o emisiune de umor. Observ că micul ecran vă atrage constant și reveniți în proiecte punctuale de televiziune de scurtă durată, departe de amploarea emisiunilor de odinioară. Urmează întrebarea. Mai are loc Mihaela Tatu în televiziune? Habar n-am. Nu știu. De fiecare dată când mi se face dor de televiziune, accept invitația unui coleg. Unul dintre motivele pentru care sunt acum aici. Vin, văd platou, spectatori, operatori, încep să simt acele emoții pe care le-am avut atunci și gata, mi-am ostoit dorul și m-am întors. Nu știu dacă mai are, dacă ar exista un format, repet, mi-ar plăcea. Însă, de câțiva ani buni am cunoscut gustul libertății. Să poți să pleci când vrei, unde vrei, fără să trebuiască să dai socoteală, fără să te gândești că ai emisiune în direct sau... Nu știu. Nu știu dacă, habar nu am. Repet, las lucrurile să curgă. Dacă va fi ceva care să-mi placă, voi face. Dacă nu, voi vedea. Nu știu. Uitasem de emisiunea de la Canal 33. Bine că mi-ai adus aminte. Pur și simplu uitasem de ea. Apoi n-am fost negustoreasă, am fost primăriță, să știi, în emisiunea aia, Ferma sau Ferma Vedetelor sau cum s-a numit. Ne-am jucat, îmi place să mă joc și am să mă joc până în ultima clipă, pentru că mi-aduce o bucurie fantastică. Mulți zic, a, te duci acolo, mă duc să mă joc. Mergem să ne jucăm, să ne simțim bine, pentru că dacă luăm viața în serios, ne ia și ea și ne trântește de nu ne vedem. Dacă te-i juca cu e, te-a îngădui și o ia pe tine și bine ți-a fi. Mulțumesc, Mihaela Tatu, pentru prezența aici la noi la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări pe care vi le-am adresat. Ne-au mai rămas la dispoziție 4 minute. Dacă sunt chestiuni ce v-ați dori să vă întreb și eu n-am făcut-o. Dacă sunt detalii din biografia dumneavoastră care
mi-au scăpat sau dacă sunt lucruri pe care pur și simplu vreți să le dezvăluiți, acum este momentul și după aceea o să urmeze evaluarea mea. Am învățat în timp că nu există a dezvălui sau a nu dezvălui ceva. În momentul în care ți-ai asumat că ești o persoană publică, vorbești despre tine atunci când ești întrebat. Însă, tot eu am învățat de-a lungul timpului și datorită cursurilor pe care le-am făcut că este bine să spui oamenilor ce vor să audă și ce este cu adevărat important să păstrezi pentru tine. Nu s-a întâmplat asta de data asta pentru că nu mai am Știi ce se întâmplă? După o anumită vârstă nu mai ai nimic de demonstrat nimănui. Ești tu cu viața ta, cu bucuriile tale. În concluzie, mi-aș dori doar să le spun celor de acasă să se iubească puțin mai mult și să fie mai onești cu ei și să lase tot ceea ce se întâmplă în afara lor deoparte și să se bucure de drumul pe care l-au de parcurs în această viață, cu sens și cu obiectiv, și să lase împroșcatul cu venin, pentru că nu e ok. Spuneam undeva că nu există oameni nefericiți sau nu există oameni răi, oameni buni, există oameni nefericiți. Nefericirea face parte din tine dacă îi dai voie. Dacă tu îi dai voie, ea va exista. Bucură-te de absolut orice, de o prezență, de o privire, de un miros, de un boboc, de un animal de companie. Bucură-te că nu știi când se termină. Nu știi când se termină. Poate peste 5 minute, cu tremurul din Turcia. Poate deja s-a terminat și tu nici măcar nu știi că ești mort la 30, îngropat la 80. Trăiește! Mulțumesc frumos! Urmează evaluarea mea, un munte de energie, o viață așa, un asemenea emisiunii 40 de întrebări, un carusel de emoții, o viață pe care ați trăit-o din plin și pe care, iată, o trăiți în continuare cu foarte multă emoție. M-a emoționat să vă văd cu lacrimi în ochi de mai multe ori pe parcursul celor 40 de întrebări și să descoper în fapt această latură sensibilă. Femeia din spatele femeii de 3 ori femeie este o femeie sensibilă care iubește, care iubește viața, care își iubește copilul, care are un suflet mare și la așa o viață realmente de 3 ori femeie. Mulțumesc frumos, Mihaela Tatu, pentru prezență și pentru că ne-ați lăsat să venim mai aproape de sufletul dumneavoastră. Eu mulțumesc încă o dată pentru invitație și sunt doar o femeie. Doar o femeie. Mulțumesc frumos. Dragii telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!